Biblia. Sărbăna la Doamne, până seara domnilor, este seara, da? Este o mare bucurie că eu sunt împreună cu prietenii noștri, am fost invitați spre Părintele Dura. Este o întâlnire interesantă și pentru noi și o provocare. Eu nu vin din partea teologiei, n-am studiat teologie, mare domnia sa, dar este interesant că vin din partea științei, ca medic, și facem această confruntare între știință și religie și cred că și dumneavoastră puteți fi curioși ce ați putea să spună un medic despre medicină, după cum și eu sunt destul de curios ce am să răspund la întrebările noastre sau cum mă voi descurca. Cei care spun că există o contradicție între știință și religie, greșesc categoric. Și am promis părintelui că am să explic de ce eu am cu totul alte convingeri. Prima mea convingere că există ceva dincolo era când eram student și au fost de la profesori. Dar nu pentru că ei le dau pentru, ci contra. Dacă cineva, zicem în anul 4, le spunea o teorie, în anul 5 va venea și o contradicea. Atunci am înțeles eu că știința nu este prea grozavă, nu există, nu este fără erori și mi-am propus ca în momentul în care eu termin facultatea, la vremea când făceam eu facultate, nu se putea să-ți contradici profesorul, că imediat ajungeai la stup și la canal. Dar mi-am spus că în momentul când voi termina facultatea, nu voi avea obligații oficiale față de stat, am să studiez suficient să răspund la niște întrebări. Sigur că da, ca și dumneavoastră, marile întrebări fundamentale sunt acelea. De unde venim, unde plecăm, dar mai sunt și altele. De pildă, de ce există ceva când putea să fie nimic? Și dacă era nimic, cum puteam concepe nimic? Astrofizica spune că la început a fost o izgumire a unui câmp de energie de miliarde de miliarde de grade, încât particolele nu puteau să fie cazate, ci pur și simplu, ci într-o mare inflamație de căldură. Dar că acest câmp de energie încăpea pe vârf de arc, ca după aceea să fie un univers infinit. Foarte greu de dețin lucrul ăsta. Întrebarea e de unde vine această energie. Păi după plan, el zice timpul zero, în care el, cum spune Eminescu, era singur, cel de tine și singur, iată-l, cum din haos face mumă și tot el devine tatăl, nu? Spunea Nidul Cosmogonic, poetul, excepționalul poet. Cred că și dumneavoastră îl percepe la fel. Ei bine, a încercat să se dragă așa lui Siocu, spunându-se că înainte a fost de fapt alt univers și resturile lui creează un univers bun, bun și altă la univers de unde a venit și tot așa merge și duce în gândul până când ne oprim, pentru că evident nu vom putea răspunde la aceste întrebări. Eu personal spun următorul lucru. Există un adevăr absolut. Acela nu-l putem ști niciodată. De unde vine Dumnezeu? Cum putem percepe infinitul? Este exclus. Dar, dincolo de orice, cred că trebuie să ne mulțumim cu adevăruri parțiale, pentru că trebuie să trăim. Trebuie să existăm în această ignoranță. Religia vine și aduce o serie întreagă de dovezi, directe și indirecte. Se spune indirecte pentru că se spune că până de unul n-a văzut nimeni ca ființă, este doar o lumină și se mai spune că Dumnezeu este ca în imaginația fiecăruia dintre noi, dar ca niciuna din imaginațiile noastre. Sigur că da, iconografia ce vedem noi este o formă simbolică de a te raporta la niște entități ale sacrului și ați văzut că funcționează. E bine, vorbind din punctul meu de vedere, al medicinii, trebuie să vă spun că sunt foarte mulți medici care se roagă înainte, mai ales chirurgi, înainte de operații, sunt operații grele. Ajută-mă pe mine. Și se roagă și mulțumesc după. Sunt într-o relație foarte bună, de pildă cu profesorul Ciurea, care este neurochirurg, și exact îmi spune, nu doar înainte, ci și după.
vreau să spun că publicul are mari așteptări de la medicină. Dar noi nu suntem Dumnezei. Noi nu creăm oameni. Am spus și repet în conferințele mele că în momentul în care noi, oamenii, vom reuși să creăm alți oameni, atunci oricine poate să aibă pretenție de la un medic să nu mai moară nimeni. Dar moartea este un destin care poate să fie de la o oră după naștere până la 100 și cât cădem noi. Și japonezii spun că dacă n-am avea o serie întreagă de condiții defavorabile vieții noastre, ar trebui să trăim până la 130, chiar 140 de ani. Sunt și excepții. De pildă, un anume pop, într-o comună de pe lângă Cluj, s-a născut în 1804, anul în care Napoleon câștigă bătălia de la Amiens și se autentifiază împărat și a trăit 148 de ani. L-a studiat Ana Aslan, dar era un om ciudat. Era singur, n-a dormit niciodată într-o casă, dormea numai în graș cu vitele, fără pernă, pe un lemn, în capul, și avea o cică la brâu, cu care făcea diverse servicii la concetățenii lui, îmi dădea o ciorbă și lui, și a arătat existența lui. Deci omul ăla a trăit o viață foarte simplă. Acum, dacă stau să gândesc, aș putea să vă spun ceva care nu să vă convină, nici mie măcar. El a dus o viață foarte simplă. Preocupat de condiția de existența omului, înainte de 89, am scris o carte în care am analizat toate nișele în care oamenii au trăit mult, longevitate. Și concluzia ultimă era aceea că trăiesc mult oameni care mănâncă simplu, mai rău spus, prost. În clipa aceea eu eram la Herculane și am avut de la Congresul 19. Și în toată mi-am dat seama că dacă eu ajung la această concluzie, toată lumea va crede că am făcut legăciune la foametea și știm bine ce era când s-au plătit toate datoriile de care între noi cum se trăia. Și pur și simplu am aruncat. Și pare extrem de rău, pentru că acolo aveam date de știință foarte importante. Și adevărul este ăsta. Vă dau un exemplu, un anume Cornarini, până la 1500, fiul de om bogat, trăia foarte bine, vin plăceri de toate ordinele, ca să nu le mai definesc eu, și la 35 de ani, nimeni nu știe ce s-a întâmplat. A avut o revelație, Dumnezeu știe. Cert este cum se trezește, văzând că toți prietenii lui erau bine făcuți, supraponderal, rotunjor bine, dar făceau foarte, foarte mulți accidente vasculare. Și are această reprezentare, nu cumva faptul că noi mâncăm atât de mult și bem și etc., etc., ne scurtează viața. Și dintr-o dată, își propune să trăiască o viață extrem de controlată, bine controlată. Doar câteva grame de carne, cel mult un pahar de vin din când în când, gimnastică și o gândire conformă morală. Pe la 100 de ani scrie prima mea experiență și despre longevitate și se pierde în timp, se crede că a trăit mult mai mult. Deci iată că lunguibarea, excesul, mai ales de carne și lactate. În privința asta, există foarte multe diete. Cred că dintre toți cei pe care am studiat, mi se pare că cel mai bine este un japonez, care, sau scrie un japonez, care spune așa, carnea și lactatele se digeră greu. Din acest motiv, ele rămâne digerate în colon și fermentează, produc o serie de substanțe toxice și avem migrene, avem dureri de cap, indispoziție, etc., etc. Motiv pentru care el recomandă, așa zisul, dejun frustrat, adică din când în când, odată cel puțin pe săptămână, să fie un pahar cu apă și după aceea doar cel mult un fruct până la ora prânzului,
Dar în ziua precedentă, ultima masă să fie la ora 17-18. Experiența mea este următoarea. Dacă vrem să nu câștigăm o greutate supraponderală, care asta înseamnă să duci în permanență un geamantan plin, deci asta înseamnă grăsimea noastră, atunci seara trebuie să fie o masă frugală. Citez un mare cercetător dintr-o clinică de la Harvard, care studia fenomenul și spune: sunt atât de fericit când reușesc să trec peste o masă. Am întâlnit foarte mulți, mai ales intelectuali, doar toată viața mea, am studiat și să n-am eu vinul meu și friturica mea. E vinul și friturica aia nu-i de mâna omului. Ai muncit, dar nu trebuie să muncim degeaba. Trebuie să avem și înțelepciune. Așadar, masa de seară să fie cât mai frugală. Pentru că dacă ceea ce ingerăm noi, hrănim în timpul zilei, mergem, facem mișcare, etc., acea energie o consumăm în procesul de activitate. Seara ne așezăm la televizor și cu abdomenul plin, cu stomacul plin, ne culcăm și toată energia să ne punem. Deci ăsta este unul din secrete. Mai este un american, David Hawking, care mai spune un lucru: vreți să slăbiți? Și spun asta că sunt foarte multe doamne și ciucății la suletală. Nu mânca atunci când se foarte foame. Atunci alimentele se absorb și este momentul în care tu, mai pe românește spus, te îngrași. Așadar, iată un remediu pe care un coleg de-al nostru mai în vârstă mi-l dă. Seara, cât mai puțin. Ei bine, să mă întorc la titlul acestei întâlniri, Puterea Cuvântului, și voi începe cu acel lucru care este cunoscut de toată lumea din Evanghelia lui Ioan, că la început era Cuvântul, Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Noi știm, cam toți mari înțelepți sesizau că prin cuvânt obținem un efect favorabil sau nefavorabil. Dar oricum, ce vreau să atrag atenția, după expunere sunt multe lucruri de spus. Dar când vrei să spui foarte multe lucruri, să rețin puține sau nimic. Important e ca cele lucruri care sunt esențiale să pui accentul pe ele. Uite, ce aș putea eu să... Eu scriu întotdeauna lucrurile care mă gândesc să vi le spun. Niciodată nu le spun pe toate. Dar spune acolo să am o rezervă. Cine știe, dar ai nevoie să ai la îndemână. Ei, este pentru omul obișnuit foarte greu să înțeleagă că vorbind, pronunțând pur și simplu un cuvânt, poate să-i facă bine sau rău. Adică cum? Vorbesc și poate să-mi fie rău pentru sănătatea mea? Ei bine, da. Marii inițiați au știut lucrurile astea de mult, dar nu era o demonstrație științifică. Iată demonstrația științifică o avem cam din în jurul anului 2000, până anume Richard Davidson la Universitatea Wisconsin-Madison. Am fost acolo onorat de studii ca la Americii, nu la el personal. La vremea nu știam că există, am fost total de stopuri pentru secția mea de neurologie. Dar am văzut universitatea. În clipa de față, avem aparate, dispozitive, cu care putem să vedem ce se întâmplă în creier în momentul în care omul gândește. Înainte vreme, când nu aveam aceste aparate la dispoziție, așteptam să moară omul, să vedem de ce a murit, ce se întâmplă în creierul lui, să învățăm și noi ceva. Așa am aflat de pildă, dar asta era în secolul XIX, că există un centru al vorbirii, partea stângă, la cei care sunt de dominanță dreaptă, și că o leziune de la nivelul ăla îi ia omului capacitatea de a mai vorbi. Dar asta după ce la centru respectiv a murit și s-a putut să constate lucrul ăsta. La fel la șoricei, și-o volan, pentru că s-a făcut experiențe. Păi nevoie neapărat să o mori pe bietul fără șoricel, cu șoricel. E un aparat cu care, în momentul în care îi se dă o informație, vezi ce zone din creier se activează. Păi, iată ce lucru interesant, eu cred că asta e o revoluție în gândire, ce a văzut acest om, Davidson. A folosit diverse expresii. Să zicem, îi spui un om, iau bărbații ca să lucrează doamnele că
altceva pe biserică. Și spui, ești excepțional, ești un om serios, ești onest, ești capabil de lucruri frumoase. Aparatul se arată că se activează o zonă din zona frontală stângă. Invers. Ești incapabil. Ești de nesuportat. Se activează o zonă frontală dreaptă. Ei, lucrul ăsta mi se pare formidabil. Asta a fost ceea ce m-a determinat pe mine să elaborez ideea că există un cod etic în funcționarea creierului. În 2008 am formulat această idee. Adică, eu singur m-am mirat, adică cum e posibil? Dacă îi spun lucruri convenabile, activez o parte din creier, dacă este neconvenabil, altă parte din creier. Foarte ciudat. Când normal era să fie același lucru din creier. Ei bine, nu. Foarte multe lucruri le aflăm noi acum. Dacă eu nu eram medic, aș fi criticat dur toți medicii, că nu se pricep, că nu spune nimic. Dar după ce am făcut medicină, mi-am dat seama că nu poți să știi tot. Că știi foarte puțin. Și că pretențiile sunt mari și e normal să ai o pretenție publică la tine. Pentru că nu știu care e limita în care tu poți să mergi în cunoaștere. Și evident, se spune că noi din univers, unii spun că cunoaștem doar 1%, alții 4%, alții 3%. Eu vreau să fiu mai generos, să spun, cunoaștem 30%. Ei, asta înseamnă că 70% nu știm. Și atunci îmi pun eu întrebarea. De ce emitem sentințe care pot să coste viața unui om când doar nu știm din lumea asta decât atâtic? Ce drept am eu să iau viața unui om, să dau sentința când eu nu știu totul? E un lucru foarte serios, să spun. Revin la idee anterioară. În momentul în când îl insulți, îl stigmatizezi, ura, etc., etc., viteza de percepție a creierului este de 4 ori mai lentă. Asta m-a terminat să cred că creierul însuși refuză insulta Domnului. Când îi spui unei doamne, ești frumoase, ești frumoase, ea înțelege imediat. Dar dacă îi spui, ești nu știu cum, pur și simplu, creierul refuză să recepteze. Ceea ce mi se pare formidabil. Asta m-a dus la ideea că creierul este o bucată de carne. El n-are cum să facă selecția între bine și rău, între frumos și urât. Și pur și simplu intervine o altă instanță care face această selecție. Și care instanță o fi în creierul nostru? Asta nu poate să fie decât conștiință. Ea are criterii axiologice. Și aici vreau să precizez niște termeni pe care în ultima carte am fost obligat să o fac, pentru că vorbim toți alamora și nu prea ne înțelegem. Conștiința e una, e o noțiune. Este acea instanță cu care noi emitem judecăți. E bine să fac asta sau nu e bine să fac asta? Emitem un comportament etic. Conștiința este doar starea mea de trezire, de activitate pe care funcționează mintea. Evident că dacă dormim, nu suntem conștienți. Lasă că mă întreb unde se duce mintea în momentul când dormim. Asta e altă întrebare pe care mă spun. Adică cum nu mai sunt conștient, creierul meu mai funcționează, e bine, nu. Este pe altă funcție. Dar trecem peste asta. Deci conștiința este altceva decât conștiința. Toată lumea face el. Și vine mintea. Toți medicii știu că sunt în sală și necesar din nou voi spune acest lucru. Știu și spun, creierul este cel care produce mintea. Nu, se spune, creierul este cel care produce conștiința. Fals! Activitatea electrică și chimică a creierului nu ne dă decât mintea. Cu ea judecăm rațional. Conștiința este extensie la cosmos și este doar un ram al marei conștiințe cosmice care impactează creierul și din impactul dintre creier și conștiință rezultă ceea ce numim mintea. E o mare diferență. Dar lucrurile astea nu știu de ce nu s-au lămurit. Toată lumea vorbește, ba de conștiință, ba conștiință, ba minte. Nu. Sunt noțiuni foarte diferite. Întorcându-mă la ideea că sunt cuvinte care au o
un sens, o semantică favorabilă sănătății și de pildă. Să știm cele două imperative cristice. Iubirea, iertarea. Le comentăm mai acolo. Dincolo de asta. Bucuria. Elogiul pe aducem cuiva. Starea de bine. Starea de admirație. Noi avem una dintre cele mai frumoase țări. Superb. Am fost obligat să fac un drum în nordul țării, lung, până la Cernăuți și am rămas uimit de câtă frumusețe. Am fost în toate cele 5 continente locuite. Sai, uitați-vă la harta țării o mână. Nu de ziua s-a spus că e mâna mai ce domnul. Stai pe o suprafață atât de limitată. Toate formele de relief, mai ales natura primăvară, brazea, frumusețea, este ceva extraordinar. Și pe gândirile mele, mă refer numai în România, mi s-a părut că cele mai superbe zone sunt de la Câmpul Lung până la Pran, când vezi la depărtare aia zone excepționale, mulți dus și voi de la verzi, verzi. E o nebunie, ai senzația că ești în paradis. Și să ne dorme în curând de vers. De asemenea, opțiile sunt splendori. Deci avem o țară în care ai munți, câmpie, ai mare, ai râuri, ai apă, ne invidiază mulți și de aceea, știți vorba aia, zice, aveți grijă de bogățiile voastre, bine, atât de mult le iubesc alții încât s-ar putea să vină și eu. Deci aveți grijă de ele. Mulți nouă. Apele noastre, gândiți-vă la trăitorii care sunt numai nisip, etc. Așadar, sunt cuvinte care ne sunt favorabile sănătății noastre. Din punctul de vedere al efectului, nu insist, un studiu universitar, dar atât vă pot spune. Cuvântul. Nu este o noțiune abstractă, nu, emisia, da, nu este o noțiune abstractă cu care noi, pe care le utilizăm drept simboluri verbale, cu care vorbim. Cuvintele sunt emanații de cred, de câmpuri. Câmpul are forță, are putere. De bine, sub aspectul de câmp, gândul se propagă în întreg univers. Noțiunile de fizică cuantică ne spun că la nivelul acestui câmp, adică din activitatea materiei, există două stări concomitente. Unda, care este imperceptibilă, invizibilă, și particula, care este realitatea noastră. Unda este ce vedem noi la televizor. Mi se pare că mintea omului a fost excepțională când a reușit lucrul ăsta. Gândiți-vă că privim din universul ăsta niște unde care nu le vedem, ajung în casă într-un aparat care numim televizor sau radio și le transformăm în sunete, în lumină. Invizibilul. Ei, lucrul ăsta îl mai face cineva. Cine mai face? Cine mai are această fantastică posibilitate de a transforma invizibil, imperceptibil, imperceptibil, concret, real, vizibil? Mintea noastră. Se pare formidabil. Eu cred că asta e una din marile victorii ale omului. Și dacă ne-am fi oprit așa, Doamne, ce fericit am făcut asta. Dar de ce totdeauna când avem tot, vrem neapărat să avem și o pusune? Când s-a obținut clona dintr-o aceea oaie, mită Dolly, mi-aduc aminte, a venit o doamnă de la televiziune să-mi ia interviu, dar am făcut un șef de film. Și spune, Sanda Lișan, m-ați în America. Domn profesor, vă dați seama ce lucru formidabil o să fie de acum, o să creăm numai Einstein. Și o spun, doamnă, să fie o tragedie. Mai de acum, total opus. Cum puteți să spuneți? Păi, stimată doamnă, cel care va vrea să crezi Einstein va crea și pe Hitler. Când s-a inventat cuțitul, sigur nu s-a inventat ca să omoră amintele. Ce să folosești când am mintele? Dar unii nu l-au folosit numai pe el. Pentru că mintea umană nu este totdeauna cea mai înțeleaptă. Eu spun că om ar trebui să fie o ființă înțeleaptă, dar foarte rar înțelept. După opinia mea, înțelepciunea înseamnă finalitatea pozitivă dată inteligenței. Inteligența ne spune cum să facem un lucru. Conștiința ne spune dacă acel lucru e bine să-l facem sau nu.
Aici este problema. Dacă am face numai binele, atunci am trăit sub influența, sub imperiul acestei conștiințe morale, etice. Dar nu facem problema. Dar ideea asta este că, folosind cuvintele favorabile sănătății noastre, am spus iubire, iertare, mai ales în cele două noțiuni. Ce înseamnă iubire? Păi am spus că este un câmp. E un câmp care unifică. Ați văzut și Einstein și Charles și mulți alții își îndemnau fiicele lor care mergeau la Paris să nu uite să-și iubească semne. Iubirea este cea care vindecă. Iubirea înseamnă pace, unitate, unificare. Înseamnă stare normală. Deci cele două mari imperative care aparțin lui Iisus. Ce înseamnă subraport biochimic? Mai întâi, am spus că se propagă în spațiu. Dacă gândul nostru este pozitiv, Universul are o fel de, să spunem, o facilitare să caute alterne. Funcționarea Universului devine normală. În momentul în care gândirea noastră e negativă, e un câmp, e o forță. Impactează această funcționalitate a Universului și pur și simplu îl deranjează. Pentru că este o contrarietate a două forțe. Și între noi și Univers, între noi și Dumnezeu, și să spun de ce zic Univers și nu Dumnezeu, imediat ca să înțelegeți că nu e vii termenul, ci pur și simplu toate au sens, prin acest impact rezultă funcționalitatea noastră. Este un lucru extraordinar, că mintea noastră poate să influențeze funcționalitatea Universului. Și acum, când spun Univers, de fapt mă gândesc la ceea ce, această forță a tot puternică și a tot știutoare pe care legea numește Dumnezeu și este indubitabil. Că discutăm despre existența ei pentru că datorim Universul ăsta și vedem toate lucrurile. Știți, când eram eu mic, eram foarte fascinat cum primăvara din pomii, copacii ăia, doar crengi, dintr-o dată înverzește, câteva zile pe săptămână înverzesc. Și totdeauna pe mama, cine face asta? Cine înverzește copacii? Și mama zice, Dumnezeu, mamă. La școală am întrebat din nou învățător. Sora a zis, natura. Mai târziu am văzut că în natură eram și eu, și copaci, și pietre, și toată lumea. Dar nu avem nicio legătură cu înverzirea câmpului, a pădurilor, a copacilor. Și atunci am înțeles că, de fapt, dincolo de cuvintele noastre, altfel spus. Sunt cel puțin două cuvinte, dar mai multe, care acoperă ignoranța noastră. Cuvântul natură. Păi natură suntem toți. Tot. Și nu natura înverzește, nu natura face toate lucrurile astea. Deci, de fapt, natura este substitutul de Dumnezeu, clar. Cuvântul instinct. Cum își construiesc păsările, cuiburile? În copilăria mea, când m-am născut la sat Argeșan, și urmăream o să întreagă de lucru să văd ce se întâmplă. Uite, spunem că un câine, câine sur la vânătoare. Nu e adevărat. Dacă te uiți la un câine când aleargă, îl vezi că are o țintă. Dacă ai putea să mergi pe el, să duce undeva unde are nevoie. Deci nu există câine sur la vânătoare, ci este doar câine care are o intenție. Au rămas furnicile. Pleacă de la mușuroiul ăla și se duc și aduc ori o frunză pentru necesitățile mușuroiului lor și vine ai pui pe ele. Este o organizare inimaginabilă. Deci se învață lucrurile astea, cum se construiește un oraș, o cantitate. Deci ele, o secțiune arată că este o perpendiculară și pe urmă, pe această axă pleacă alte axe perpendiculare. Ele nu pot să... N-au glucoză, combustibilul care îl avem noi. Și atunci aduc niște purici care îl pun pe frunze și cu antenele lor le excită puțin și le lasă picătură de glucoză. Se crezesc cu hipe, cu ciuperci. Păi fac terenul ăla și cresc ciuperci. Nu mai spun, după de albine, ca și furnicile și termitele, au o singură regină și cu o singură, deci din gena aia, din formula genetică unică, ele obțin indivizi foarte diferiți. De la trânturi care au nevoie de fecundare a reginei, până la albine lucrătoare, albine care apără stupul sau mușuroiul. Deci forme diferite. E o inginerie fantastică pe care l-am învățat. Ce ar fi să avem și noi puterea asta și să orientăm secretele de a fi dezastrul. Să orientăm sexul viitorului copil. Vă dați seama, dacă toată lumea vrea să aibă numai băie sau numai fete, ce s-a întâmplat?
Uitați-vă că după război, când mor foarte mulți bărbați, se nasc foarte multe fete. Cineva în universul ăsta echilibrează lucrurile. Mintea noastră nu e capabilă să facă lucrul ăsta. Când noi vrem să ne realizăm capricile noastre, nu rațiunea noastră. De aceea, e bine să lucrurile pe seama naturii și nu a minții noastre. E când ne va ajunge la mintea înțelepții, de înțelepciunea universului, mai va. Merg mai departe. Au un suport biochimic. Cuvintele cu expresie negativă. Ura. E un câmp de energie. O energie care nu se epuizează. Ea rămâne în spațiu. Și influențează acele minsuri care sunt comutate, sunt axate pe acele lungime de undă. Alea sunt influențate. Depinde mișcările, tulburările mari de stradă, pot influența negativ o serie întreagă de plene cu care le impactează. Nu pe noi, cei mai mulți care avem o educație sau avem, să spunem, o ținută bine controlată. Dar sunt foarte mulți oameni care pot să influențeze și, evident, se îmbrăghează, fac tot soiul de crime, etc., etc., războaie, că și asta este tot o crimă. Opinia mea, războiul este o lipindicie comandată la ordin, să omorâm oameni. Facem un scandal imens dacă moare un om în spital, de ce doctorul l-a salvat, dar că mor mame, copii, unul din război a început într-o noapte. Furtună în deșert. Vrea să spună cineva că bombele le-au căzut noaptea doar în curtea unor unități militare? Sau atâtea mame și copii au fost omorâți? Păi ia să facem noi o crimă, să vezi ce spandați. Ce lucruri formidabil. Mare într-un spital, asta e destinul. O să pui mâna la gura omului. Am spus că destinul lui om este foarte diferit și are o altă logică. După mine, toate lucrurile au logică. Dacă nu știi logica asta, ți se pare că e absurd. E altă discuție. Deci, chimia negativă a cuvântului, pură. Gelozie, invidie, lăcomie, mândrie, înfatoare, stigmatizare, calomnie. Există o doamnă, a cărui nu vreau să pronunț, care a dezincriminat cuvântul calomnie. Știți ce înseamnă asta? Eu, uite, nu-mi place de X și încerc să pun pe seama lui o serie întreagă de stupidități. Dacă X-ul dă judecată pentru calomnie, trebuie să 5 ani până ajunge la un proces ca să convingă că așa trebuie timpul de viață. Dar foarte mulți oameni au văzut oameni că s-au sinucis la acuzații total nedrepte. Întâmplător sunt destul de agreate în lumea justiției. Mă bagă din când în când să scriu un articol la revista lor și nu vine cu oamenii așa. Am discutat cu ei. De ce să faci lucrul ăsta? Păi zice, noi am insistat, dar cineva n-a vrut. Pe cineva de altă parte n-a vrut. Nu sunt sub nicio formă de acord. Eu sunt bun, poate jor de un om și după aceea să spun, e, asta și celălalt. Îmi cer scuze. Nu e adevărat, noi putem să prănim profund oamenii. Așadar, când e frumos, din punct de vedere biochimic, avem oxitocină, avem serotonină, endorfine, care înseamnă bucurie, etc. Asta e suportul comportamentului nostru moral. Când gândim negativ, spuneam, ură, gelozie, stigmatizare, agresivitate, uite, de pildă mânia, furia. Știți ce înseamnă furia? Neuronii sunt foarte sensibili și la emiterea unei energii mai puternice, pur și simplu îi arde. În momentul când ne înfuriem, noi ardem neuroni. Realmente ardem neuroni. Este un greu de înțeles lucrul ăsta, dar așa se întâmplă. Pur și simplu nu avem acest sat. Uite, la Harvard s-a făcut următoarea anchetă. Nu e normal ca un om să facă un accident vascular înainte de 30-40 de ani. Doar dacă are malformație, adică s-a născut cu un defect într-o vasele din creier. Și atunci s-a mers pe o anchetă. Ce li s-a întâmplat acestor oameni cu 2-3 ore înainte de a face un infarct sau un accident vascular cerebral? Și se constată că 2-3 ore înainte om a avut o supărare foarte mare. O depresie. O supărare, o frică, un stres. Implicarea în reacție cu
poate să fie atât de puternică încât pur și simplu omul poate face un accident vascular. E, aici intervine și e util să comentăm. Asta intervine ceea ce se cheamă reziliența. Au luat-o și politicienii. Mai bine nu l-au. Răul este dat de intensitatea cu care noi ne implicăm într-un stres. Stresul înseamnă o reacție a organismului nostru la o supărare, la un traumatism fizic, psihic, etc. Reziliența înseamnă capacitatea mea de a reveni. Cu cât revin mai repede, cu atât reziliența este mai mare, adică capacitatea mea de a reveni. Cu alte cuvinte, dacă știu că supărându-mă îmi face rău, că pot să mă expun unui accident vascular, pot să-i ulcer, etc., vorbesc mai multe decât asta. Pentru că supărarea înseamnă exces de cortizol, înseamnă exces de adrenalină, cortizol la rândul lui blochează neuronii, scade în capacitatea de imunitate, adrenalina și catecolaminele cresc tensiunea, pulsul, etc. Deci toate astea sunt numai de caz. Cu alte cuvinte, cea mai bună apărare este în momentul în care te superi. Mă aduc aminte primare când am plecat în sănătate, era un om mult mai vârstă decât mine și erau diverse motive de bravo. Viața e scurtă, nu te supăra, n-ai timp să te desuperi. Adică, nu lua lucrurile în rău. Uite, mâine dimineață îți gătești, ai și uitat ce s-a întâmplat. E un mod de apărare. E un mod de a te apăra. Te contează enorm de mult. V-am promis că explic termenul de iertare. Termenul de iertare este un lucru extrem, extrem de important. Dintre toți mari mentori ai lumii, aceste două imperative ale lui Iisus mi se par de excepțională valoare. Spuneam că iubirea înseamnă unitate. Înseamnă vindecare. Vă mai spun un lucru. Eram în clinică, aveam doi colnavi alături. Același accident vascular cerebral cu aceeași intensitate. Eram cu o cohortă de oameni dormi, erau secundari, medici, asistente, întrebam cum vă simțiți. Primul, domnul profesor, vreau Dumnezeu să fie bine. Vreau să vă spun că omul ăla nu avem nevoie să-l examinez, să-mi dau seama că merge bine, ci pur și simplu pe fața lui se destindea de la. Vedeam cum se face bine. Alături. Ei, cum e? Nu e bine. Și m-a durut cum i-am putut injecția. Și nu mi-a trecut ce mi-ați dat. Omul ăla s-a autostresat. Stresul înseamnă o chimie negativă și pur și simplu înlătură vindecarea. Nu te poți vindeca. Pentru asta, într-un interviu care l-am acordat unui ziar, am spus, dacă vrei să te faci bine, împacă-te mai întâi cu vecinul care te-a certat, pentru că stând pe aceeași scară, mereu te întâlnești cu el și mereu îți bombardezi sufletul cu catecolamine, deci cu supărare. Extrem, e foarte important. Ce spun eu acum este de important. Vă dau un exemplu. Că nu teoria e importantă. Important este ce înțelegem noi din asta. Dar anume, chirurg american, un om extrem de bun la suflet, a luat un lot de bolnav cu cancer de diverse etape, de început, de mijloc sau final. Și le-a desenat, uite, mă tai rana asta, sunt la color, în diferite zone. I-a desenat-o și a zis, gândește-te mereu la asta, de două ori pe zi, o oră dimineață, o oră seara, după imaginația dumitale, adu-ți. Fie că vii cu un foc și ardă rana asta, fie că vii cu un lup să mănânce răul ăla, indiferent ce îți vine în minte, fă asta două ore pe zi, dimineața și seara. Și după 6 luni vorbim. După 6 luni, 40% din oameni se vindecază, inclusiv cei care aveau cancer de ultimă fază. Ei, tip deștept face un profil psihologic. De ce ăsta s-a vindecat și ăsta nu? Și se constată că s-au vindecat. Deci, în locul de 4% de vindecare, oamenii credincioși. Dar sunt mai multe studii care arată că cel care e credincios trăiește mai mult decât cel necredincios. Erau plânzi, buni, calmi, optimiști. Deci, optimism și calm. Acceptarea semenilor. Eu spun, dacă mi se pare că cuvântul e de suiet, iubește necondiționat, cum se spune la Cartea Sfântă, atunci spuneți că îl accepți. Nu te oblig să-l iubești pe celălalt care, probabil că din diverse motive subiective, nu poți să-l iubești.
dar să-l accepți că el este într-un anume sens fratele sau sora ta și că orice atitudine împotriva lui este și atitudine împotriva ta. Am spus că orice gând e un câmp, e o forță. Forța aia este și pe tine și asta. Când gândim bine, frumos, în jurul nostru se exaltă, se pornează o aură de lumină albă. Eu spun, când gândim frumos, purtăm o pelerină albă, când gândim rău, pelerină neagră. Această atmosferă cu care noi mergem, cum o plimbă acum, se imprimă în fiecare celulă. Și ne trezim bolnavi, vadă inimă, vadă nu știu ce, și ne întrebăm de ce sunt bolnavi. Pentru că noi acumulăm acest stres, această chimie favorabilă sănătății noastre, treptat, treptat, și ața se rupe unde e mai subțire, spune poporul nostru. Sau cea moștenie mai slab prin naștere. Deci este foarte important cum suntem, cum ne comportăm față de ceilalți. Termenul vine. Termenul iertare. Iertarea înseamnă un continuu stres. Este o luminație. Psihologii și psihiatrii știu ce înseamnă asta. În permanent în mintea ta, de ce a zis, de pe ce mi-a făcut, de ce, de ce, de ce. Acest de ce, în continuu, tu îți vergi și îți bombardezi toate celulele și nervoase și ale întregului corp cu o chimie negativă, nefavorabilă să înfăți. De aceea să nu uităm că în fiecare clipă, cu un gând rostit sau nerostit, nu cer să spun ceva, pur și simplu, să-l mentalizez. Deci în fiecare clipă, gândul nostru plerează pentru sănătate, bucurie, fericire, sau din potrivă, pentru boală, moarte. Vrem? Nu vrem. Asta mi s-a părut că e un lucru excepțional. Ăsta e motivul pentru care am spus că am creat termenul de cod etic al creierului. Și am spus următorul lucru. A gândi fără să cultivi valorile morale, nu este, cum credeam noi, impuse de o regulă socială, hai să ne respectăm unii pe celălalt, pentru că trăim tot la oaltă și să ne agresăm, să ne certăm, etc. Nu dă nici bine și nici societatea nu se simte prea bine, să spunem. În clipa de față, deci, ceea ce v-am explicat eu, mie îmi spune că este nevoie de o schimbare a gândirii, de o nouă spiritualitate, cum spune eu, în sensul că ai nevoie să cultivi niște valori morale care îți protejează propria ta sănătate și o relație socială între noi toți. E bine, într-o lume a diferențelor de toate ordinele posibile, de la economică, de religioasă, etc., etc. Trebuie să ne suportăm unii pe alții. Nu câștigăm nimic dacă ne atacăm unii pe alții. Deci, pe lângă asta, o să vorbesc mine seară despre un lucru care mi se pare extraordinar. Deci, când gândim despre noi, ce reper avem? Natura. Ce înseamnă natura? Fizis. Fizica. Păi, prima fizică a fost newtoniană. Celebrul Newton cu acea carte a lui, Principiile Matematice ale Filozofiei Naturii. 1687. Se zice că până la Newton, în Bucarita a zis chestia asta, că până la Newton era o mare întuneric. Și într-o dată Dumnezeu a zis, să vină Newton! Și s-a făcut lumină. E bine, da? Odată cu Newton începe o mare emulație științifică în Europa. S-a trezit pur și simplu, parcă toată lumea a început să studieze în diverse țări, matematică, fizică, chimie, etc., etc. Toate lucrurile astea s-au întâmplat, pur și simplu, dintr-un anumit moment. Este rezultatul a ceea ce suntem noi astăzi. Dar Newton concepea Universul ca o sumă de lucruri disparate, menținute la o altă prin forța de gravitație, care a deschis-o el. Să știm bine. Asta a avut o serie întreagă de consecințe total nedorite. Avem zeci de partide, de societăți, de grupulețe, ne urâm. Pentru că noi credem că suntem separați unii de ceilalți, nu avem treabă unii cu ceilalți și uneori noi ne suportăm, nici măcar nu concurează cu noi, dar nu îl suportăm pe celălalt, ceea ce este un mare rău.
Noi ne facem rău nouă înșine și celorlalți. Emoția aia negativă care o emiți în spațiu este emoția în care îți faci ție însuți rău, dar și celor care le-o trimiți. Și spuneam că unii știi, alții nu știi, pentru că sunt conectați pe o lungime de undă cu tine. Ăsta e rău care noi îl facem nouă înșine. Deci, dacă până acum era o convenție socială că e bine să ne purtăm frumos, în clipa de față, grație acestor cercetări, știm că este extrem de important că această nevoie este înscrisă în codul nostru genetic. Ține de sănătatea mea. Dacă vrei să fii sănătos, atunci gândește frumos. Vrei să fii bolnav, n-ai decât să dai drumul la nerv, să faci toate relele astea și evident că nu este nici în favoarea ta și nici a celor din jurul tău. Ceea ce e foarte important, dar poate că lucrul cel mai deosebit pe care trebuie să-l accentuez este ăsta. Dacă ne îmbolnăvim, vindecarea noastră este foarte dificilă în momentul când noi nu renunțăm la aceste resentimente. Urea față de cineva. Ce mi-a zis Six? Ce mi-a zis Silver? Uite, acest Dawkins, care are multe lucruri frumoase spuse, un psihiatru american, zice, iertarea trebuie să înceapă cu tine însuți. Întâi iartă-te pe tine și porun pe ceilalți. De-abia după aceea vorbim de vindecare. Deci un proces de vindecare este strict legat de eliminarea reacției noastre de stres. Mai ales stresul cronic. Stresul cronic în care ții în continuu, eviți aceste o chimie negativă și creezi un fond pe care se mulează toate bolile inflamatorii, inclusiv grăsimea excesivă, care de asemenea limite ce substanțe inflamatorii și viața noastră are o șansă și neșansă. De șansa este aceea că din cauza bolii inflamatorii noi nu trăim cât ar trebui să trăim. Uite, pe la 1900, vârsta medie era cam de 50 de ani. Acum vârsta este 75, 80, 85 de ani și unii ajungi la 100 de ani. Ceea ce este un lucru extrem de important. Primii oameni trăiau vreo 24 de ani. Mureau foarte mulți copii. Foarte multe femei la naștere. Erau boli inflamatorii. Un anume, Simmons Weiss era un medic din Ungaria, din Budapesta, dar lucra la Viena. Și ăsta se sesizează, era salon de naștere, că toate femeile pe care le-a examinat în aceea zi făceau o febră pulperală și mureau. Și vine în minte ideea, nu cumva eu le-am infectat, ce ar fi să mă spăl pe mâini? Se spală pe mâini și spune confraților lui și succesul a fost răsunător. L-a trimis la spital de nebuni, când a ieșit de acolo, s-a dus la presa, s-a spăzurat. Noi vorbim de chirurgie la ora actuală, grație faptului că niște oameni au avut curiozitatea să știe ce e în interiorul nostru, dar noi până la chirurgie nu știam nimic. Și prima chirurgie a făcut-o frizerii. Am plas parerea, era frizer. Dau un frizerul dotat. Și luau cadavre din parcuri pentru disecție, dar religia spunea că este împietare și nu le-a interzis. E interesant că în Alexandria, unde știți bine, când Alexandru Macedon a murit, cei patru generali nu fiecare și-au împărțit lumea pe segmente și Ptolomei a apucat la Egipt, ei au creat acea fantastică biblioteca din Alexandria și au permis disecțiile. Și foarte mult în denumirile de la creier depinde sunt de acea vreme. Deci, până atunci noi nu puteam să pătrundem în interiorul nostru, nu știam nimic despre asta. Toate lucrurile s-au făcut cu sacrificii. M-am trezit într-o noapte pe la ora 3 și am scris o istorie a științei, dar nu asta, seacă, rece. Fiecare dintre inventatorii ăia sau cercetătorii care au avut idei au o istorie foarte interesantă. Uite, vă dau exemplu de ce avem noi lumină. De ce suntem la niște lumină? Păi, a fost odată un fierar care mânuia barosul, forja și avea un fiu slab. Și s-a gândit, ce să facă cu băiețașul ăsta? Că ăsta n-are nicio putere să bată cu barosul oțelul incandescent. Și l-a făcut ce și a venit legător de cărți. Ușor stai pe bancă și legi.
Ei, acest legător de cărți, din întâmplare, era un om curios și citea cărțile care le lega. Citind cărțile, prin decurs de știință, la vreme era un englez, Davy, că erau englezi, cel care a creat lampa minerului, întotdeauna lumina minerului, erau gaze, tot se făceau explozii, și a creat o lampă care numai gazele nu mai acces la flacără. Și îl roagă pe un chimist, Davy, care era foarte tânăr la vreme, vreo 20 de ani, să-l primească în laborator, să dispele vasele, să facă diverse servicii de-astea manuale. Mai că domnul respectiv, Faraday, are idei și descoperă că un magnet creează, punând o pilitură pe hârtie, crește forțe magnetice. Și îi vine ideea de câmp. Și de aici experimentează și descrie câmp electromagnetic. Primele comunicări le-a făcut Davy la Societatea de Științe Naturale Engleză și ea, la un moment dat, a zis, de ce vii dumneata? Când le-a descoperit, că pe el nu știe matematică. Că era un legător de cărți. Și atunci a zis, a, asta e cărja, dumneata e și cărja lui Faraday. După aceea, au venit matematicienii, l-au formulat în teorie matematică și noi astăzi avem lumină, avem invenție, avem electricitate folosită în el. Vă puteți gândi că toată povestea asta, pe la 1850, era 1812, toată povestea asta vine de la un legător de cărți. Asta înseamnă istorie. Să spui copilul ăla la școală, tu nu știi câte sacrificii s-au făcut ca să ai noțiunea asta. Dacă dai noțiunea goală, seacă, nu învață, că e foarte greu să înveți. Leagă-l de ceva. Eu spuneam studenților mei, vrei să ții minte? Nu învăța cuvintele mele. Eu am un limbaj pentru că am o profesie și simplu. E simplu să vorbesc în limbaj, nu să dai tu nu la ca student. Și dacă să te gândești la examen, ce zicea profesorul, pierzi tot. Creează-ți cuvintele tale, fă-ți scheme, desenează-ți. Noi gândim pe două registre. Cognitiv, 2 și cu 2 fac 4. Da? În fizica actuală fac mai mult, dar să rămânem la 4 ăsta. Există a doua, sferă afectivă. Sfera afectivă este subconștientul care vine cu energie, afectul, forța, bucuria, plăcerea sau neplăcerea. Nu există ca în viața lui un om să n-aibă și evenimente fericite plăcute. Adu-ți în minte când ești supărat, adu-ți în minte acea stare, acel moment în care ai fost atât fericit. Care e bine, cât ai căsătorit, ai câștigat un premiu, etc., etc. Orice pe lumea asta să-ți creeze o bucurie, pentru că aia e chimia care în loc e chimia bolnavă. Dar mai multe altele, noi nu putem evita stresul, suntem în lumea asta, asta este, ne îmbolnăvim, ne pierdem prieteni și mai departe. Dar toată zgura asta biochimică, dacă ne culcăm cu ea, evident că lucrează. Lucrează asupra noastră. Și atunci, spun eu, fă-ți măcar din toată ziua asta o oră de bucurie. Adesea eu spuneam, uite, fă-ți un colț al tău în casă, mai ales la Doamne. Deci credincioasă, da. Ei, fă-ți un colț în care să nu intre nimeni. Pune-ți icoane și roagă-te. Bucură-te. Fă o conexiune între tine și dimensiunea de dincolo. Că asta înseamnă religie. Să aduci puterea, forța divinității în sufletul tău. Și atunci toată chimia ta negativă, toată o travă acumulată, vrei, nu vrei, te duci, lasă să mergi cu mașina, depăși pe unul, îți arată pe unul. Când duci, l-ai depășit pe el. Ca și cum drumul ar fi al lui și el nu are voie decât să stai în spatele tine obligator. Deci, am discutat despre procesul de vindecare și de chimia noastră. Există vindecări care se face face-to-face, unul cu celălalt, în față, dar există și vindecări la distanță. V-ați gândit vreodată că poate cineva să fie la distanță de 7-10.000 de kilometri distanță între cineva care poate să vindece și un pacient? Funcționează? Cei care aveți experiență știu că să spuneți da. Dar ceilalți? Hei, uite, miracolul ăsta îl face această doamnă, care se cheamă doamna Titiana Popa, și care este excepțională. Vă rog să aplaudați. Pe mine nu m-a convins inițial, pentru că eu sunt un experimentator. Nu cred în ceea ce văd. Deși vă aduceți aminte că Tom a spus, Tom,
N-ai crezut până n-ai văzut, care era mult mai bine să crezi până să vezi. E bine? Am avut nevoie odată că s-a decompensat cărângea Mantanu cu cărți, că asta e meseria mea. Dumnezeu era pe lângă cu cărți. După aceea eu eram la Sinaia și l-am pus pe fiul să o sune. A făcut vrăji, ca Samantha face vrăji. Și de atunci am mai avut dureri, m-a convins. Bine, am glumit cu asta, este o realitate. Dumnezeu a făcut cursul cu acel Nelson. Dar trebuie să vă spun că, așa cum dumneavoastră distingeți că sunt medici și medici, multe competenți, dar unii vindecă mai ușor decât alții, eu cred că, dincolo de tehnica Nelson pe care dumneavoastră a extins-o și a căutat-o, a găsit o serie întreagă de multe alte motive pentru care un om poate să aibă o durere, să fie bolnav, etc., nu numai asta, registru întreg de bol, și cred că probabil are și o anumită energie aparte, pentru că știu că sunt medici aici, vă aduceți aminte, terapia de epilepsie nu se vindecă decât cu medicină. Și iată vine un cetățean cu un copil și îmi spune copilului de când are crize, într-adevăr, fiecare crize de epilepsie lasă o urmă și copilul poate să începe să aibă probleme de memorie, probleme de comportament. Și îi recomand atunci să o contacteze pe doamna Diana Popa. La ședința următoare, el vine cu copilul, n-a mai făcut crize și a început să înțeleagă cu el. Am căutat enorm de mult să găsesc un neurolog să discut, ai mai văzut vreodată o situație în care o boală epileptică poate să răspundă la o tehnică alta decât medicina, decât medicația, medicamentele, concret? Nu. Pe aceste lucruri domnia sa a reușit să le facă și mi se pare un lucru de excepție. O să o las pe domnia ei să vă întrețină cu aceste lucruri minunate și vă mulțumesc pentru atenție. Îmi amintesc de vorbele lui Enescu, că tot a studiat la Viena, dacă te-ai obosit de o muncă, odihnește-te prin altă muncă. Dacă domnul profesor ne-a osferit un pic și aerul s-a consumat, am rugat să deschidă și acolo și din coace. Mă gândeam la câteva cuvinte, că de aici este forța tămăduitoare, puterea tămăduitoare a cuvântului. Doar doi poeți, pe unul l-am pomenit astăzi trecând prin sectorul 18, pe Lucian Blaga, care a fost diplomat la Viena acum 100 de ani și susținea doctoratul, și el, într-una din poeziile lui, Domnițele, spune el, domniță, să nu ne jucăm cu cuvintele, căci cuvintele cas mormintele, ce profund. Iar Vlahuță, mai avem și mânuitor ai cuvântului pe aici, zice, can basmei a cuvântului putere, ce putere are cuvântul, ce tămăduire. Dar vine doamna Titiana Popa, am vrut numai să se reîmprospăteze un pic și atmosfera, mai ești și apă, aici vreau să vii și vreau să vii. Ca să fim captați și felicitări pentru prima parte. N-am crezut că totuși atât de mult și atât de înghesuiți cu becurile noastre aprinse, când l-ați amintit pe Faraday, de emitem căldură mare, de aceea e foarte cald acum aici, s-au mai deschis ușile, că am putut să-l ascultăm așa de... cu bucurie să nu fie chiar cuvântul apetisat pe domnul profesor, dar acum ne va odihni și mai mult, pentru că în coronarea, spuneam de la zidirea lui Adam și Eva, totuși corona creației, spunem și noi, ca preoți căsătoriți, că este totuși femeia, care este un 1 înaintea zeroului, așa că vă ascultăm cu bucurie. Este cu adevărat o binecuvântare. Aici mi alunecă. Ok, nu știu ce să fac. Preacuternice părinte și onorată audiență, vă mulțumesc din suflet că ați făcut cu toții efortul de a fi în această după-amiază aici. Și mai mulți ați venit de parte de parte. Și asta îmi dă curaj și putere să pot să lucrez multe ore pe zi. Fiindcă cei care lucrează cu mine știu că de foarte multe ori ziua mea începe
la 5:30 dimineața, locuind în Statele Unite, cu fusul orar, cei din Europa îi iau de dimineața și după amiază începe programul 2, fiindcă sunt și cei din Canada și America, care i-am de atâția ani de zile, lucrez pe ei și trebuie să am grijă și de cei de acolo. Așa că vă mulțumesc pentru rugăciunile pe care le faceți pentru mine de a avea putere să răspund. Nu știu dacă, cu siguranță nu la toată lumea, fiindcă e-mail-urile sunt foarte multe, adică sunt zile în care sunt 100 de e-mail-uri și este imposibil să primești pe toată lumea la terapie. Dar așa cum cei care mă cunoașteți, am, cu ajutorul, cu susținerea și suportul domnului profesor, am pus la punct niște seminarii unde se poate învăța această tehnică. Și o parte dintre dumneavoastră deja ați făcut aceste seminarii și practicați și asta mă mai ușurează pe mine, fiindcă fiind terapie unul la unul, este foarte greu să lucrez pe toată lumea, este imposibil. Dar cu curaj și încredere în Dumnezeu se poate face acest lucru. Ce este această tehnică și de unde am plecat? Așa cum poate că ați citit, eu am fost 30, mai bine de 30 de ani pictor de biserici. Mama, soție de preot, bunică, așteptăm al treilea nepot, nepoțică zilele acestea. Cu multe sarcini pe cap, dar dacă Dumnezeu mi l-a dat, înseamnă că am putut să le duc. Așa că îi mulțumesc pentru această încredere care mi-a dat-o și mă străduiesc de fiecare dată să înmulțesc darurile care mi le-a dat Dumnezeu. Fără să realizez, pur și simplu, m-am trezit în medicină alternativă. Și stând, lucrând mult cu domnul profesor, dânsul a zis, Titiana, ceea ce faci tu pune bazele unei noi medicini. Această medicină se va numi medicina sufletului. Și deja avem cartea Medicina Sufletului și domnul profesor, vă mulțumesc pentru suport, pentru această titulatură care are multă greutate venind din partea dumneavoastră. Toată lumea știe, sunteți utilitar al medicinii și al puterea pe care o aveți asupra oamenilor, impactul asupra sufletelor lor, nu numai ca medic, dar ca om. Foarte multă lume îmi spune, domnul profesor m-a salvat. Și suportul dânsului în această medicină a sufletului vine ca salvare pentru foarte multă lume. Am avut șansa să lucrez pe foarte multă lume. Și puține au fost cazurile care nu au răspuns. Această tehnică este făcută, deci, să fie foarte clar, nu înlocuiește medicina alopată. Este o tehnică care aduce echilibru și armonie în corp. Deci, acolo unde este nevoie de o intervenție chirurgicală, de un antibiotic, de multe lucruri care medicina actuală le oferă, este bine să le facem. Deci nu a fac tehnica asta și nu mă mai interesează ce... eu nu mă duc la doctor. N-am sfătuit niciodată pe nimeni să nu fac acest lucru. Dar mergând în paralel cu medicina, corpul răspunde mult mai repede. Sunt persoane care au avut o infecție urinară. Se tot repeta cu tot antibioticul, cu absolut tot, acea infecție se încăpățâna să reapară. În astfel de cazuri am găsit
o problemă de comunicare. Corpul nostru, toate părțile din corpul nostru, este nevoie să comunice 100%. Deci pe noi ne-a creat Dumnezeu perfecți. Este o matematică perfectă. Dar în momentul în care apar dezechilibre care pot fi generate de cele mai multe ori de stările noastre. Deci cele mai mari dezechilibre sunt generate de stările noastre. O stare de tristețe, de furie, de ură, de nerăbdare, de încrâncenare. Vreau eu neapărat să fac asta, că vreau să demonstrez că sunt în stare să fac. Fă lucrul ăla, dar fă-l cu bucurie și detașare. Nu trebuie să-l faci cu încrâncenare, că să demonstrezi tu. Ce să demonstrezi și cui? Ego-ului tău, de fapt. Acelea vrei să-i demonstrezi ceva, să arăți cine ești. Dar poți să faci lucrul ăla și să fie benefic făcând lucruri cu bucurie și detașare. Și atunci imediat se va deschide autostrada pe care tu trebuie să mergi și ajungi într-adevăr cu ușurință acolo. Alți factori care pot duce la dezechilibrele acestea pot fi infecțiile, paraziții, toxicitate de tot felul, unde electromagnetice, detergenții folosiți, chimicale de tot felul, aditivi care se pun în mâncare. Oamenii se confruntă tot mai des cu tot felul de probleme datorită alimentației care este tot mai procesată. Sunt așa de mulți factori și nu vreau să mă înarm în acest lucru. Dar, sau traume fizice, accidente, deplasări de oase care nu reușesc să revină la loc. O alimentație proastă, o epuizare, o stare de epuizare, iarăși deteriorează acea armonie din corpul nostru. Ce înseamnă această tehnică? Această tehnică, în primul rând, este bazată pe rugăciune. Cu ajutorul rugăciunii, eu, ca terapeut, mă conectez la persoana pe care eu lucrez. Nu contează că sunt aici, lângă dumneavoastră, sau sunt în America și de acolo lucrez pe cineva din Elveția sau din Austria sau din România. Efectul este același. Între noi, atunci când apare Dumnezeu, nu mai este nicio distanță. Dispare acea distanță fizică. Și atunci, în acel moment, de foarte multe ori se întâmplă ca în corpul meu, datorită rugăciunii și fiind conectată la cealaltă persoană, să simt durerea de cap, de umăr, de picior. Depinde de ce se întâmplă la celălalt. Și atunci, chiar din momentul rugăciunii, se simte în corpul meu, fiindcă se produce acel principiu al vaselor comunicante. Deci, prin rugăciune se produce o conectare divină și accesând corpul celuilalt, se poate afla ce anume a generat acel dezechilibru. După ce am făcut acea rugăciune, prin întrebări, se poate afla cauza care a determinat acel simptom. După ce am localizat cauza, cu ajutorul unui magnet, și o să rog pe ea să dea și cartea, și magnetul am văzut că are cartea, după aceea ți-a înapoiat cu autograf. Așa. După aceea, cu ajutorul unui magnet, mergând pe meridianul vasul guvernor, se elimină acel dezechilibru. De ce mergem pe meridianul vasul guvernor? Meridianul vasul guvernor este, o să-l vedeți și în carte, pornește din cerul gurii, merge în sus pe creștet și coboară pe coloana vertebrală și este meridianul principal care are legătură cu toate celelalte meridiane în corpul nostru și transmite în tot corpul informația pe care noi o dăm. Cum
De ce cu magnetul? Noi suntem un corp magnetic. Apropiind un magnet de un alt câmp magnetic, atunci pur și simplu sistemul nervos se trezește și va recepționa informația. Deci eu când am învățat tehnica, doctor Nelson ne spunea, mergeți cu magnetul, pui intenția și eliberezi de sus în jos, eliberezi acel demers de trei ori și eliberezi dezechilibrul care l-ai găsit. Pentru mine n-a fost de ajuns, fiindcă nu toată lumea răspundea, dar în momentul în care am început, pentru mine era clar că nu eu făceam, trebuia să apelez la Hristos. Și în momentul în care am spus cu vorbe, cu glas, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberez acum și spuneam ce eliberez. Pur și simplu, vedeai cum omul se transformă cu fiecare curățare, fiecare energie pe care tu o curățai. Deci la nivel celular suntem energie și informație. În momentul în care accesai acea energie care era nefavorabilă corpului, imediat vedeai transformarea. O să vă rog să închideți, că deja e bine frigul. Așa. Mulțumesc frumos. Deci, mergând cu magnetul, curățăm. Ce se întâmplă cu această curățare? Se produce o deprogramare. Deci, ce face această tehnică? Deprogramează, după care, tot cu magnetul de sus în jos, venim și reprogramăm corpul nostru. Și astfel se produce acea echilibrare în corpul fizic. De asta firma mea din America, cabinetul meu, se numește Balance and Harmony 3. De ce 3? În primul rând e simbolul Sfintei Trei, care este la bază în această tehnică, și echilibru în minte, corp și spirit. Deci noi, când echilibrăm mintea, corpul și spirit, avem șansa să ne armonizăm cu puterea divină și atunci minunile se vor întâmpla în viața noastră de tot felul. Și îmi găsesc un serviciu mai bun și mă duc într-o parcare și iese unul din fața mea și parchez. Nu contează cât de aglomerată este orașul. Deci în momentul în care noi suntem armonizați cu Dumnezeu, atunci totul se așează în viața noastră. Este ca un puzzle care s-a așezat. Dar noi, dacă avem tot felul de stări care le ținem acolo, că nu putem să le dăm, că e starea mea. Ok, dacă o ții acolo, suporți și consecințele, că este alegerea ta să o ții acolo sau să o eliberezi. Întotdeauna trebuie să țineți în minte că noi alegem. Alegem să ne înfuriem sau alegem, ok, este situația asta neplăcută. Ce fac? Aleg să mă înfurie și să dau de pământ și să sparg ceva? Sau să-mi folosesc creierul și să văd cum pot soluționa această situație? Fiindcă faptul este consumat oricum. Și dacă mă înfurie, oricum nu o să rezolv nimica. Doar că îi mai supăr și pe alții din jurul meu și mai stau și în bufna vreo câteva zile și nu fac altceva decât ADN-ul meu să-l strâng, să nu las informația să circule, să generez o inflamație în corpul meu, după care să-i instalez boala. Foarte ușor. Și nu știu, băi, de ce mă doare mă capul ăsta când n-are motiv? Corpul nostru nu ne doare degeaba niciodată. Trebuie doar să ne trezim și să ne întrebăm de ce. Și nu, deci, o durere de cap, dacă ai luat o pastilă, nu rezolvă situația. Fiindcă nu se rezolvă cauza. Doar îți inhibă ce s-a întâmplat, dar cauza nu ți-a rezolvat-o. O să luăm astăzi, din audiență, o să caut să se dacă. Ar dori, deci dacă sunt persoane cu durere fizică, deci dacă cineva se simte,
persoane care se simt confortabile, fiindcă este o conferință care e transmisă, va fi înregistrată și o să mai apară și în alte părți se va mai vedea dacă cineva se simte confortabil, care are o durere fizică mai mare de 5 aș vrea. Ce durere? Durere de umăr. Ok. Haide. Avem aici primul voluntar. Ia-mi la cartea și curioasă. Care e numele tău? Raluca. Raluca Gabriela. Da, o să stați jos pe rând, fiindcă durează un piculeț până găsim. Deci, Raluca, câți ani ai tu? 33 de ani, ce frumos. O să spunem o rugăciune. Eu să mă pot conecta la toată lumea din sală și să pot să lucrez și pe ea. Da? O să spunem o Tatăl nostru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, trimite asupra noastră puterea Ta pentru a primi ajutor toți cei din această sală și toți cei care urmăresc această conferință și să stabilească echilibru, armonia, sănătatea și bucuria în corpul lor, că Tu ești mare și puternic, ți-e slavă și închinăciunea în Ție, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc! Deci, cum se face această testare neuromusculară? Testarea neuromusculară, cu ajutorul degețelelor, eu o să măsor, deci țin două degetele, se formează două zale care le îndreptai și la, nu se va deschide, la da se închide cercul. Și o să întreb dacă măsor, nu sunt conectată la Raluca, la Luca, la Luca, da. Deci, la întrebarea mea, întrebările întotdeauna sunt cu răspunsuri concrete, da sau nu. Deci, punerea întrebării trebuie să fie foarte clară, ca să putem primi un răspuns prin da și nu. Eu am făcut un tabel, care o să-l găsiți și în carte, un tabel care ne arată stările noastre, stările noastre care sunt principalul vinovat în dezechilibrele din corpul nostru, fiindcă aceste stări generează o undă vibrațională nefavorabilă. Și acea undă vibrațională nu face altceva decât să genereze boală și dezechilibru. Să vedem, la Raluca, din ce cauză o doare pe ea umărul drept. Raluca, Raluca, Raluca. Motivul. Deci eu am aici trei coloane și în jos încă 5 rânduri. Și în fiecare coloană sunt câte 7 cuvinte care simbolizează stări de ale noastre. Și o să întreb. Motivul cel mai mare. Deci de la 1 la 10 cât de doare, cât de tare te doare umărul? 5. Continuă. Bun. Motivul care ți-a determinat. Deci, o întrebare este ce a determinat și după aceea, după ce am terminat cu motivele care au determinat, trebuie văzut dacă mai sunt și alte motive care să întrețină acest simptom. Nu în toate cazurile se poate rezolva într-o singură terapie. De asta o să caut și măsuri și am cerut să luăm persoane care au durere fizică acum pentru a se vedea diferența cât s-a redus acea durere fizică, fiindcă este foarte important ca pe corpul dumneavoastră să simțiți, măi, am avut durerea asta la sfârșitul terapiei, unde, cât s-a diminuat acea durere. Deci, pe Raluca, energia care ți-a afectat umărul tău este pe coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3.
Răzbunare, nu. Împrăștiere, nu. Încrâncenare, nu. Nesiguranță. Energie de nesiguranță i-a afectat omul ei. Putem să o scoatem? Da. Deci sunt cazuri în care nu se poate, putem să o găsim, dar să nu o putem scoate. Și atunci trebuie să lămurim, o să găsiți în carte. Cartea este, prima parte a cărții este un ghid care vă învață cum să lucrați voi cu voi și cu cei din jurul vostru. Și după aceea sunt și cazuri și mărturii ale oamenilor, le găsiți în carte. Deci, acea energie de nesiguranță i-a determinat problema de la umărul ei. Acum, cu magnetul, pe meridianul vasul guvernor, de jos în sus, o să elimină această energie. Inspir pe nas, expir pe gură și te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv, toată energia de nesiguranță care ți-a afectat umărul tău drept și toate blocajele și distorsiunile generate de această nesiguranță și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dentileze toată această nesiguranță și toate efectele ei asupra umărului tău și în locul acestei nesiguranțe, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și siguranță oriunde te afla. Amin. Am reușit să scoatem această nesiguranță? Da. Mai există vreo altă energie care a declanșat acest simptom? Da. Deci întotdeauna ne adresăm simptomului. Acest dezechilibru a fost determinat de coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Timiditate, neacceptare. Deci la ea este energie de neacceptare. Este legată de problema soțului, da. Deci, așa cum ați văzut, a venit cu soțul într-un căruț. Deci, câteodată ne este greu să acceptăm anumite situații care apar în viața noastră. Și acceptarea este primul pas spre vindecare. Și trebuie să nu vă luptați cu nimic. Indiferent cât de grea este boala, trebuie să o acceptăm. Și nu în momentul în care te lupți și boala se încăpățânează să lupte cu tine. Fiindcă într-o luptă este nevoie de doi. În momentul în care o acceptăm, spun, bine, ai venit, am înțeles de ce ai venit, atunci ea poate să plece, fiindcă te vede că tu nu ai dorința să te lupți. Și atunci ea, neavând partener boala, poate să plece. Să scoatem această neacceptare. Inspir pe nas, expir pe gură, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum, total, profund și definitiv, toată energia de neacceptare care ți-a afectat umărul tău drept și toate blocajele și distorsiunile generate de această neacceptare și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această neacceptare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și acceptare pentru ca tu să te poți vindeca și recupera în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Am reușit să scoatem energia de neacceptare? Da. Mai există vreo altă energie care ți-a determinat? Nu. Deci acestea două au fost energiile care au determinat. Mai există vreo energie care ți întreține această durere? Da. Această energie este pe coloana A, coloana B, rândul 1. Neîncredere. În ea. Ea nu are încredere în ea. E adevărat? Da. Deci știe că n-are încredere în ea. Dar cu ocazia asta poate dai la o parte și o să îndrăznești să ai mai multă încredere în tine. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de neîncredere care ți afectează procesul tău de vindecare și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta și rugăm Îngerii Domnului să vină să șteargă, să anuleze, să neîncredere toată această neîncredere. Și în locul acesteia, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor, în Dumnezeu și încredere în tine și puterea divină că o să te poți vindeca. Toți cei care știți că aveți neîncredere, puteți să faceți. Deci, nu e nicio greșeală să mergeți odată cu mine să faceți, fiindcă deja în această sală este produs un flux de vindecare. La sala Dallas mi-a scris foarte mulți oameni, știți, nu ați ajuns să lucrați pe mine, dar am venit cu durerea aceea și de atunci eu n-am mai avut durerea. Deci se produce în astfel
de întâlniri, la fel ca la Sfânta Liturghie, se produce se, aici, mai ales că suntem într-un loc binecuvântat și Sfântul Duh deja are un canal format aici. Se produce un flux de vindecare și fiecare dintre dumneavoastră vă puteți pune acea intenție de vindecare în această seară și să plecați mai ușurați, mai vindecați acasă. Și o să... Probabil am pus magneții acolo să se dea cu cărțile, dar care doriți și vă luați după aceea cărțile, puteți să mergeți și să luați magneți să folosiți. Deci, poate rugăm pe Andrei să vă aducă niște magneți pe aici. Andrei, să le aduci tu niște magneți în sală, cine dorește, că după aceea o să vă luați și cărțile. Bun, ca să puteți să faceți, cei care doriți, ridicați mâna. Care știți că vreți și carte. Bun. Da. Nu este nicio rușine, am venit cu toții să fim bucuroși, relaxați, să ne simțim confortabil ca să beneficiem cât mai mult de acest lucru. Deci, blocajul care îți întreține acest lucru este coloana A, coloana B, coloana C, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. O energie de frustrare încă întreține această problemă a umărului. O să așteptăm să termine cu magneții. Deci am avut bucuria, domnul editor, domnul Dâncu a venit de la Cluj special să vă aducă cărți, să puteți să aveți aici, să beneficiați după aceea acasă în carte. Există această tehnică foarte bine explicată cu fiecare rugăciune, fiecare pas, fiecare întrebare, cum se pune, cum să vă ghideze, să găsiți dezechilibru singur cu cărticica în mână. Oricare dintre dumneavoastră puteți să vă găsiți dezechilibrele și să vă remediați acest lucru în corpul fizic. Bun. O să scoatem energia de frustrare, da? De jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum, total, profund și definitiv, toată energia de frustrare care îți afectează starea ta de sănătate și procesul de vindecare. Și toate blocajele și distorsiunile generate de această frustrare și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să netreze toată această frustrare și efectele asupra procesului tău de vindecare și în locul acestuia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor, Dumnezeu, calm, liniștire, împăcare și iertare. Amin. Am reușit să scoatem, da. Mai există vreo energie care ți întreține durerea ta, această energie pe coloana, coloana B, rândul 1. Nervozitate. Te enervezi repede? Destul de repede, spune și soțul de din cap. Da. El a fost drăguț, n-a zis nimic. Da. Deci, starea de nervozitate, nu trebuie să vă spun eu cât de mult rău ne face. Și lucrul care trebuie să-l țineți minte, că e o alegere. Și această stare de nervozitate este o alegere. Nu că ne enervăm noi, că așa suntem noi. Nu. Alegem. Întotdeauna există minimum două posibilități. Și atunci vă gândiți, măi, parcă am fost pe la biserică pe acolo și a venit o doamnă preoteasă, Titiana, care a zis că aș putea să aleg. Și atunci o să vă gândiți de două ori dacă vă enervați și vă faceți în primul rând rău dumneavoastră și după aceea celor din jur. Dar primul beneficiar de această stare de enervare sunteți cei în cauza, după aceea ceilalți. Așa că haideți să scoatem asta și scăpăm oamenii ăștia. În numele Mântuitorului nostru Hristos eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de nervozitate care ți afectează starea ta de sănătate și procesul de vindecare. Și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să migreze toată această stare de nervozitate și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de Dumnezeu, calm, liniște și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință. Amin.
Vreau și să scoate. Nu. Ok. Am reușit să scoatem, dar mai există vreo energie care ți întreține Duradanu? Aș vrea să miști un pic umărul și să spui, să ne dai un număr la durerea ta. Deci la de la ta, e timp de procesare. Fă câțiva pași, te rog. Te miști și vreau să miști mâna după aceea, să vedem. Ia, mișcă-mi așa. 2. Deci de la un 5, se ducea durerea până sus pe cap, în momentul în care își mișca umărul. Bine, mulțumim frumos! Da, deci, în foarte multe cazuri, pe loc, se poate vedea. Deci am văzut în nenumărate cazuri. Au fost și cazuri în care a trebuit să măsori și a ieșit că în două luni. Și în două luni, când într-adevăr a ieșit la măsurătoare că ăla era timpul de procesare, a dispărut durerea. Aș vrea pe cineva cu durere mai mare. Deci o durere mai mare. Tu? De cât? De la 1 la 10? 8. Ok. În spate. Ok. Cum urmiți? Ligia. Câți ani ai? 43. Nu avem un microfon și pentru dânsa, nu? Nu, 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 n-am știut să aducem. Că era bine să le auzeau și cei de pe Zoom să auzea mai bine dacă are microfon și dânsa. Bun. Deci Ligia are o durere în zona lombară. Plus o infecție urinară care nu scapă de ea. Perfect. Ligia, Ligia. Deci, la ea, infecția urină, este, această durere lombară este determinată de dezechilibru pe coloana A, coloana B, rândul 1. Neîncredere. Neîncredere în ea. Da. Deci, neîncredere în ea. O să te rog să ții microfonul. Da? Deci merge? Da. Da, merge. Da. Da, deci neîncredere în ea. Te scoate? Da. De jos în sus o să scoate neîncrederea. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv, toată energia de neîncredere care ți-a determinat această durere și toate blocajele și distorsiunile generate de această neîncredere și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să denigreze toată această neîncredere. Și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor, dar Dumnezeu, calm, miștere și încredere în tine și în puterea divină, că o să te poți vindeca și o să poți face tot ce îți propui. Amin. Mai este un blocaj care ți-a determinat această durere, da? Acest blocaj pe coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Timiditate, neacceptare, frică. Da. Da. Deci, la ea multă frică. O putem scoate? Nu. Trebuie să știm unde e localizată? Da. Este localizată la un organ? Da. La rinichi? Da. La rinichiul drept. Da. Deci, în dreapta te doare mai mult decât da. 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 Deci, la ea rinichiul drept este cel care are stocată acea informație de frică. Acea informație generează o undă vibrațională nefavorabilă rinichiului ei. Și astfel, infecția ei urinară se va tot întreține. Ia să vedem noi dacă rinichiul ei comunică cu creierul, fiindcă la început v-am povestit, fiindcă toate părțile corpului nostru trebuie să comunice 100%. Rinichiul tău drept primește informația de la creierul 100%? Nu. Mai mult de 50? Nu. Mai mult de 10? Da, mai mult de 15, mai mult de 20, mai mult de 30. Deci între 20 și 30, mai mult de 25, nu. 20, 21, 22. 22% primește informația de la creier, de nicio drept. Și vedem dacă transmite și feedback, orice părticică din corpul nostru primește o informație de la creier, dar la rândul ei trebuie să și transmită un feedback. Transmite feedback către creier, de nicio drept.
mai mult de 50, mai mult de 10, mai mult de 5, 6, 7, 8. 8% transmite feedback. Deci, deficiența de comunicare este destul de mare. Deci nu e de mirare care durerile care nu-i mai trec. Indiferent câte aceste comunicări nu se pot detecta nici la ecograf, nici la RMN-ul. Deci această testare neuromusculară, kinesiologică, ne ajută să testăm acest lucru și să vedem acea comunicare care nu se vede la niciun aparat. Dar în momentul în care o restabilim, vedem că acea persoană își revine. Deci este clar că acea comunicare a avut deficiență și vorbind cu corpul nostru, acea comunicare s-a putut reface. Să scoatem frica. Inspiri pe nas, expiri pe gură și te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de frică care ți-a afectat rinichii tăi și comunicarea acestora cu creierul și toate blocajele și distorsiunile generate de această frică și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această frică și toate efectele ei asupra rinichilor tăi și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Am reușit să scoatem frica? Da. Mai insistăm în blocaj care îți întreține această durere, această deficiență de comunicare, în primul rând, a rinichilor cu creierul, da, acest blocaj este determinat de imbalans. Coloana A, coloana B, rândul 1. Nervozitate și aici avem. Da. Bun, inspir foarte, foarte nervoasă. Bun, haideți să scoată. Inspir pe nas, expir pe gură. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de nervozitate și toate efectele acestei nervozități și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această nervozitate și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Am reușit să scoatem nervozitatea, da. Mai există un blocaj care ți-a determinat această deficiență de comunicare. Acest blocaj este pe coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3. Răzbunare, împrăștiere, încrâncenare. Deci cam încrâncenată. Când ți se pune pata că trebuie să faci ceva, rămâne pata pusă. Haide să scoată. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de încrâncenare și toate blocajele și distorsiunile în procesul tău de vindecare determinate de această încrâncenare și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să detureze toată această încrâncenare și toate efectele ei asupra procesului tău de vindecare și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, echilibrare mentală și emoțională pentru ca rinichiul tău să poată comunica cu ușurință și bucurie cu creierul pentru a-și putea îndeplini toate funcțiile știute și neștiute pentru care a fost făcut. Știm cu toții că nu cunoaștem toate funcțiile la absolut toate organele și de asta am construit acea formulă să-și poată îndeplini toate funcțiile știute și neștiute pentru a fi cât mai cuprinzătoare fraza de vindecare. Mai există vreun locaș care ți-a determinat această problemă la rinichi, mai aceasta este coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3. Apare o energie de răzbunare aici. Putem scoate, nu putem scoate, trebuie să știm când a apărut. Înainte de 30, înainte de 20, înainte de 25, 27, 27 de ani. Deci la 27 de ani a trăit un moment în care te-ai răzbunat? Nu s-a răzbunat, dar a gândit.
a trăit înăuntru acel sentiment de răzbunare care a rămas acolo stocat la dinechi. Și acum vrea să fie eliberat acest sentiment. Deci nu contează că noi manifestăm sau nu, dar în momentul în care simțim, degeaba punem noi o mască, că suntem drăguți și zâmbim în fața omului, dar înăuntru nostru clocotim și nu mai putem de agitație. Fiindcă acea stare, undele vibraționale, nu le putem masca. Acelea vor emite în corpul nostru și vor genera ce vor genera. Haideți să scoatem acel lucru. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund, definitiv, toată energia de răzbunare care ți-a afectat din inchită și procesul tău de vindecare și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această energie de răzbunare și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, știre și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Am reușit să scoatem această energie de răzbunare, da. Mai este un lucrar care a determinat acest lucru. Deci, acestea au fost care au determinat această problemă de comunicare între dinic și creier. Mai există un blocaj care întreține această problemă de comunicare, da. Acest blocaj este pe coloana A, coloana B. Rândul 1. Necredere, nervozitate, ignorare, agresivitate, lingușală, confuzie. Energie de confuzie. Da. Hai să scoatem și confuzia. Deci, dacă creierul este confuz, este greu să comunice cu corpul nostru. Și atunci când trăim starea de confuzie, ea se va manifesta și înăuntru nostru. Fiindcă tot ce manifestăm noi în afară se manifestă și înăuntru. În numele Mântuitorului nostru Hristos, eliminăm acum total, profund, definitiv, toată energia de confuzie care ți-a afectat comunicarea rinichiului cu creierul și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta. Și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să viteze toată această energie de confuzie și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire, claritate în minte și în suflet, pentru ca tu să te poți vindeca și recupera în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Am reușit să eliminăm această confuzie, dar mai este un blocaj care îți întreține această deficiență de comunicare? Nu. Deci, acum, putem să refacem? Da. Putem să refacem această comunicare între creier și rinichiul ei. Întotdeauna, când este vorba de o comunicare între creier și un organ, se pleacă de la creier către organ, după care vom merge și invers. Deci, de sus în jos, o să-i dăm comandă creierului să transmită către rinichi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință creierului tău. Îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a transmite integral toate semnalele necesare bunii comunicări cu rinichiul drept. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimitem dragoste și conștiință canalelor de comunicare între creier și rinichiul tău drept. Și le aliniem, le resetăm, le reconectăm și le binecuvântăm cu puterea de a fi canale curate și perfecte de energie și lumină pentru ca creierul tău să comunice cu rinichiul drept 100%. În numele Mântuitorului nostru este o strânită în dragoste și cunoștință rinichiului tău drept. Îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a accepta, absorbi, integra și activa toate semnale emise de creier pentru ca rinichiul tău drept să-și poată îndeplini corect și în timp util toate funcțiile știute și neștiute pentru care a fost făcut. Amin. Da, și acum de jos în sus feedback-ul. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință din rinichiului tău, îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a transmite integral toate semnalele necesare bunei comunicări cu creierul. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință canalelor de comunicare dintre rinichiul drept și creier, le aliniem, le resetăm, le reconectăm și le binecuvântăm cu puterea de a fi canale curate și perfecte de energie și lumină pentru ca rinichiul tău drept să comunice cu creierul 100%. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimitem dragoste și conștiință creierului tău, îl aliniem, îl resetăm, le reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a accepta, absorbi, integra și activa tot feedback-ul emis de rinichiul drept, pentru ca creierul să susțină procesul de vindecare și bună funcționare a rinichiului tău drept. Bun. Deci,
coincidenții, eu tău drept. Primești informația, dacă e 100, transmite feedback 100. Are inteligența afectată? Nu. Deci câteodată se întâmplă ca organul, fiind această deficiență de comunicare, fiind prelungită, se va genera afectarea inteligenței organului. Fiecare organ al nostru își cunoaște, știe, are acea inteligență de a îndeplini toate funcțiile. Și atunci, fiind comunicarea cu creierul, această inteligență poate fi deteriorată. Și se poate reseta și această inteligență. După ce am reconectat cu creierul, se poate reface și această inteligență. Linghiul tău drept este mai bătrân decât vârsta ta biologică, da. Vedem? Așa este, da. Acest linghi este... Câți ani ai spus că ai? 43. Ok, deci s-a confruntat și cu un cancer la sân, deci chimioterapia și alte tratamente. Linichii în astfel de situații sunt afectați. Nu trebuie să vă spun eu, fiindcă sunt mai mulți medici aici care pot să ne spună acest lucru. Deci, vârsta biologică a linichiului ei drept este mai mult de 50, mai mult de 60, mai mult de 70, mai mult de 71. 71 de ani, vârsta biologică. Mai trebuie făcut ceva înainte de a reseta vârsta biologică? Da. Trebuie curățată toxicitatea de chimioterapie, da. Deci acea informație de la chimioterapie încă mai este acolo. Deci nu numai în creier avem memorie, dar fiecare părticică din corpul nostru dispune de o memorie. Și această memorie poate fi curățată și resetată. Și atunci corpul are capacitatea de revenire imediată. Să scoatem această toxicitate, memoria acestei chimioterapii. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv, toată toxicitatea medicamentoasă și toate memoriile legate de această toxicitate care au afectat vârsta biologică a linichiului tău. Și în locul acestor memorii rugăm Îngerii Domnului să reseteze memoria linichilor tăi pentru ca acestea să transmită semnale corecte către creier. Deci în momentul în care memoria unui organ este afectată, acel organ continuă să transmită niște semnale. Chiar, deci a fost o infecție. Am avut la București un caz, o infecție bacteriană, Coxiella burnetii. Se știe că acel tratament se ia toată viața. Cei care sunteți medici puteți să confirmați acest lucru. Un tratament cu antibiotic destul de dur se ia toată viața. Deja acea persoană a avut o intervenție pe corp deschis, i se schimbase o valvă, operație destul de grea pe inimă și avea 6 ani de când lua antibiotic. Am curățat prima dată infecția bacteriană și după aceea, la următoarea ședință, chiar pe scenă, apare la unul din videole mele, la sala Thales, am găsit memorie a acelei infecții bacteriene. Și am zis, hai să încercăm să scoatem memoria acelei infecții bacteriene. În momentul în care am scos acea memorie și am resetat memoria inimii, care transmitea semnale către creier că ea are o problemă cu acel virus. Am resetat memoria inimii și după aceea la testare arăta că nu mai ar fi nevoie de antibiotic, de-am spus, te rog, du-te și fă-ți analizele și după aceea vezi ce trebuie să faci. Și, după adevăr, am mers, a făcut analizele, s-a dus la medic și domnul doctor i-a spus, știi, cred că suntem în siguranță să oprim antibioticul. După 6 ani de antibiotic. Deja are 1 an de zile și mai bine acea persoană de când numai antibiotic și este bine, lucrează. N-au mai apărut niciun fel de urme de semne că acea infecție bacteriană ar reveni. Deci, memoria din corp, și deci nu vorbim doar de inimă, se cunoaște că inima are memorie, dar fiecare organ, fiecare părticică și chiar și un os din corpul nostru poate să aibă o memorie.
Când stă prea mult deplasat din matrice, acel os caută să se ducă la loc. Dar în momentul în care vii și cureți acea memorie și resetezi, el va veni cu ușurință la loc. De asta, câteodată ne ducem la chiropractor și ne ducem săptămâna asta, peste două săptămâni ne ducem din nou. Fiindcă acel misalignment, acea dezaliniere, s-a produs din nou. S-a produs datorită memoriilor care sunt stocate acolo. În momentul în care vin și resetezi, acel lucru se poate... Te-ai mai dus odată și după aceea stau oasele la locul lor. Bun, am reușit să curățăm acea memorie, da, mai există vreo memorie care determină rinichiul tău să transmită semnale eronate către creier. Da, rinichiul ei încă mai are o memorie care, am întrebat dacă sunt mai multe, încă mai are o memorie care determină rinichiul să transmită semnale eronate către creier. Acea memorie este legată de o energie din tabelul delta, pe coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Frică. Ea încă mai are memorie de frică. Nu este de mirare prin ce a trecut ea, să frica ei i-a ajuns în toate celulele. Și atunci trebuie să scoatem așa de tot, da? Este ok. Astăzi o să-i venim de hack. Haideți să scoatem. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată memoria legată de frica de moarte pe care ai trăit-o cu acel diagnostic și acea boală cu care te-ai confruntat. Și toate blocajele și distorsiunile generate de această frică și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să deintegreze toată această frică și toate memoriile legate de această frică care îți întrețin aceste probleme și în locul acestui Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de Dumnezeu și resetarea memoriilor, rinichilor tăi, pentru ca acestea să transmită semnale corecte către creier pentru binele tău cel mai înalt. Amin. Am reușit să curățăm memoria de frică? Da. Acum... Mai există vreun locaj care afectează vârsta biologică? Nu putem reseta vârsta biologică? Putem reseta vârsta biologică. Această resetare va fi de sus în jos. Când introducem, când resetăm, mergem de sus în jos. Fiindcă, deci, și ați văzut cum se formează fetusul. Primul organ este inima. După aceea, de asta, inima e cea atât de importantă, că ea transmite semnale către creier. Și după aceea, creierul transmite în tot corpul. O să mergem de sus în jos, de la creier către tot corpul, să transmitem acele semnale de resetare ale vârstei biologice ale rinichiului ei. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință rinichiului tău drept. Îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a-și reseta 100% vârsta biologică. Pentru ca acesta să reactiveze procesul de regenerare, vindecare și bună funcționare permanentă. Pentru ca rinichiul tău să-și îndeplinească corect și în timp util toate funcțiile știute și neștiute pentru care a fost făcut. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință rinichilor tăi. Și îi aliniem și resetăm și reconectăm și îi binecuvântăm cu puterea de a-și reseta vârsta biologică pentru ca rinichii tăi să reactiveze procesul de regenerare, vindecare și bună funcționare permanentă, pentru ca rinichii tăi să-și poată îndeplini corect și în timp util toate funcțiile știute și neștiute pentru care au fost făcuți. Amin. Ia să vedem acum. Vârsta biologică a rinichiului tău dreptă este mai mult de 50, mai mult de 40. 39 de ani. Aș vrea să te miști un pic, să faci câțiva pași, te rog. Da, nu mă mai doare, deci m-am fost un pic sceptică și din motivul acesta am vrut să vin, să văd, dar deja este unul. Adică, deci de la un 8. Da, chiar este ok. Mulțumesc mult de tot. 1. Și pentru medicală, nu numai pentru medici.
Doamna Popa a folosit câteva noțiuni care nu sunt medicina clasică. Deci este foarte important. Deschideți microfonul. Avem deschis? Da. Făcut legătura între frică și rinichi. Trebuie să știți că în medicina orientală, tradițională, emoțiile țin de structurile noastre. Deci rinichiul este afectat de frică. Dar epidecul este și într-un sens și în altul. Ai o afectare de rinichi, segmentul afectiv la nivelul creierului este afectat prin frică. Bucuria, de pildă, corespunde inimii, dar și tristețea la aceeași măsură. Deci inima noastră se bucură în momentul când noi suntem bucuroși, are funcționalitate normală, dar în momentul depresiei, din potrivă, este afectată. Splina, de pildă. Splina răspunde de memoria celulară și doamna a vorbit despre memoria celulară, aceea boală pe care poți să o ai și să răspundă într-un moment în care nu știi, la un stres, la o cauză exterioară. În clipa de față se vorbește mult de factori exteriori care dirigează informația genetică de la nivelul ADN-ului. Dacă până acum, în urmă cu câțiva ani, noi vorbeam că ADN-ul e totul, adică toată informația genetică stă în ADN-ul din celulă, din clipa de față știm că o se întreagă de factori exteriori pot să influențeze ADN-ul. Deci, inima, am spus, splina are, dincolo de memoria celulară, de pildă în astenie, la studenți, la elevi, când după o să învețe, poți să acționezi din spină. Dar în același timp și imaginea de sine. Altceva, ficatul de pildă răspunde negativ la mânie, la furie. Toate femeile care au migrenă, poate să aibă acest lucru. Ficatul are, din unghiul de vedere al medicinii astea care am studiat-o, toți sunt 66 de funcții metabolice. Dar în același timp, el răspunde și cu una dintre segmentele afectivității noastre. Ei, este și desevalabil frica afectează rinichiul și boala de rinichi afectează asta. Am mai folosit un termen. Comunicarea procentuală. Noi n-am învățat, eu sunt neurolog și psihiatru. Și n-am învățat nicăieri despre transmiterea în procente de una sau de alta. Am putea să spunem că lucrul nu e adevărat. Dar trebuie să vă spun. Acel lucru care le avem în minte și acționăm pe el, el, într-un sens anume, la nivel de profunzime a lucrurilor, deci la nivel de câmp cuantic, el funcționează. Mare Sfinț, vă dau un exemplu. Mare Sfinț care respectă anumite lucruri care pentru noi, oamenii obișnuiți, se par bizare, Mare Sfinț au și niște extraordinare dezvoltări de virtuți. Asta înseamnă că orientarea, menținerea la nivel de conștient a unei informații este preluată de subconștient care corespunde unii persoane. Această procentualitate a transmiterii informației la nivelul feedback-ului la dumneavoastră funcționează pentru că ați văzut că lucrul ăsta se întâmplă. Am vrut să spun prin asta că folosește o serie întreagă de noțiuni pe care noi, medicina clasică, nu le-am învățat. A doua lecție ar fi aceea că emoțiile noastre pot să afecteze un organ și că de aceea este foarte important ca noi să scăpăm de aceste emoții. Asta este ceea ce doamna face. Pare o joacă de copil. Am căutat să țin lucrurile cât mai simple cu putință, pentru ca și alte persoane să poată să apeleze și să se ajute la rândul lor. Dumnezeu ne vrea simpli și curați. De asta și această tehnică. Și cartea o să vedeți descrisă într-un mod foarte simplu, așa ca să o puteți asimila cât mai ușor cu putință. N-am căutat să vă dau explicații de fizică cuantică sau de medicină. Nu, sunt. Fiecare domeniu care vrea să intre în căutare, Google-ul e așa de bogat și puteți să faceți. Nu avea rost să mă fac eu o carte stufoasă de 500 de pagini. Am căutat să ajungă direct la sufletul dumneavoastră ca, într-adevăr, să vă fie de folos această carte. În afară de energiile negative care ne afectează viața, după ce am lucrat o perioadă cu acestea, am sesizat
Mai, totuși, în medicină, după o operație, după o intervenție, medicul te trimite la o recuperare, de foarte multe ori. Și atunci am făcut partea a doua, recuperarea energetică, care părintele dumneavoastră de aici îi spusese tabelul energiilor pozitive și zice, Doamna preoteasă, tabelul energiilor bune sună mult mai pentru sufletul nostru. Și atunci imediat am schimbat numele și așa că, părinte, profesor, vă mulțumesc că ați făcut parte din acest tabel. M-am consultat și cu dânsul și dacă ne uităm așa, o să-l găsiți și în carte, pe acest tabel, este un tabel al virtuților. Noi, dacă reușim să respectăm virtuțile teologice și morale, putem să ne schimbăm atât de profund încât să ne schimbăm ADN-ul nostru. Am și pictat la noi la biserică în Dallas o pictură stilizată cu ADN-ul. Ai impresia prima dată că e un ornament floral, dar sunt de fapt două vițe care se amestecă una cu cealaltă în sens de spirală, care simbolizează ADN-ul nostru și peste ele am scris niște hârtii pe care am scris pe o parte virtuțile teologice, pe cealaltă virtuțile morale. La mijloc am pictat floarea vieții, acea floare care se multiplică și ideea aceasta era, deci respectând virtuțile teologice și morale, noi ne putem schimba atât de profund încât să ne schimbăm ADN-ul. Am văzut, am experimentat un caz, cunoaște și domnul profesor, de o mutație genetică care a dispărut. La testarea mea a ieșit clar că în 2 luni de zile acea mutație va dispărea și da, în 2 luni de zile, cu tratamentul alopat, era vorba de un caz de cancer. Cu tratamentul de chimioterapie și toate celelalte în paralel, dar exact la 2 luni de zile acea mutație genetică a dispărut. Că a fost o întâmplare, lăsăm pe fiecare dintre dumneavoastră să decidă. Dar cu siguranță a fost mâna lui Dumnezeu acolo. Fiindcă noi, în momentul în care dăm la o parte ce a supărat gena aia de a determinat-o, să piciorușul ăla să aibă o mutație genetică. În momentul în care am reușit și am accesat informația care a supărat acea genă, am curățat-o, am resetat acea genă și am dat un reset la tot corpul. Și corpul și ea a știut. Deci corpul nostru e foarte ascultător. Ați văzut un copil micuț, cade, se împiedică și se lovește la genunchi. Mama imediat vine, îl mângâie pe genunchi și mai și pupă. Ce face mama aia? Nu face decât să trimită dragoste la acel genunchi. Și mângâierea aia blândă îl liniștește pe copil. Și atunci, imediat, chiar nu-l mai doare. Dar tu l-ai văzut cât de rău a căzut copilul ăla. Și clar că l-a dorut. Dar în momentul în care mama și bucuria, iubirea aia de mamă e atât de puternică, încât mama, cu toată ființa ei, cu tot ce a fost mai bun în ea, s-a dus și a mângâiat piciorușul la copil, l-a pupat și în câteva secunde nu mai are nimic. Deci, la fel se întâmplă și cu noi. Noi, dacă am apela la acea putere de mamă, putem să vindecăm orice boală. Aduceți-vă aminte de acest lucru. Puterea care o face mama cu copilul ei. Fiecare dintre noi putem să facem acest lucru. Nu e că sunt eu mai specială. Dar poate că am înțeles mai repede decât alții cum se face acest lucru și cum se poate accesa, cum se poate debloca acel proces de vindecare. O să mai luăm în casă cineva cu dureri mari, care e... O să măsor, să vedem care e cu durerea cea mai mare.
Da, da. Hipertensiune, da. Hipertensiunea, vasele de sânge. Vasele de sânge. Da. De cât timp aveți această problemă cu inima? Da, profesor. Cred că de când, profesor. De când s-a născut auzit. Ok. În primul rând, emisfera ta cerebrală din dreapta transmite către stânga 100%, da? Emisfera cerebrală din stânga transmite către dreapta 100%, da? Inima ta transmite către creier 100%? Nu. Inima ta transmite către creier mai mult de 50%, mai mult de 10%? 7%. Inima transmite către creier și creierul către inimă transmite mai mult de 50%, mai mult de 20%. 25% creierul către inimă. Inteligența inimii tale a fost afectată, da, mai mult de 10, 20, 30, 40, 50, 41% inteligența afectată. Deci e clar că inima lui chiar avea o problemă. Deci nu a fost o păcăleală. Da. Ok. Inteligența afectată are spirite și din ea? Nu. Bun. Putem să facem. Hai să vedem. Motivul care a determinat inima, această afecțiune a inimii este determinat de blocaj pe coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3. O energie de răzbunare, care nu e a lui. Este o energie de răzbunare moștenită de la tata, mai multe 2-3, 3 generații în urmă. Deci, o energie de răzbunare cu 3 generații în urmă a venit și a afectat inclusiv inimioara lui. Pe ce parte a familiei sunt problemele de inimă? Pe partea mamei sau a tatălui? Care mai sunt cu probleme? Pe partea tatălui. Deci pe partea tatălui. Ce v-am spus? Deci energia era moștenită de pe linie paternă. Deci și tata, ar fi fost imposibil să-mi spună că nu. Deci și tata avea probleme de inimă. Putem să o scoatem? Putem să scoatem. Haideți să scoatem acest. Deci, nu ne afectează doar lucrurile pe care noi le facem. Genetic, celulele din care noi venim vin informate cu tot ce a făcut neamul nostru. De asta biserica are acele rugăciuni de dezlegare pe neam. Fiindcă e vorba de fapt de acea informație înscrisă pe celulele noastre. Așa cum se moștenește culoarea părului, forma ochilor, a nasului, noi ne moștenim și ce au trăit în urma noastră strămoșii noștri. De asta când facem o prostioară, trebuie să ne gândim, măi, mă afectează doar pe mine sau poate și pe nepotul meu o să-l afecteze când o să vină. Deci lucrurile astea nu ne afectează doar pe noi. Sunt lucruri care se transmit. Informația asta se transmite genetic și după aceea nu știu, băi, săracul copil, de ce mă să se îmbolnăvească? Nu e vina lui, dar pe neam, da, este cineva din neam care a venit, care a fost o problemă și acel lucru s-a tot perpetuat și acum vine un copil și se chinuie. Tu nu. Dar ai spus că din copilărie ai avut probleme. Deci toată viața. Haideți să scoatem aceasta. Putem să scoatem? Da. Inspir pe nas, expir pe gură și te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv, toată energia de răzbunare, moștenită de pe linie paternă, de la tine și de la tot neamul tău. Și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să denigreze toată această energie de răzbunare și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință, după mare mila ta, Doamne. Amin. Am reușit să scoatem energia de răzbunare? Da. Mai este un blocaj care a determinat această problemă de inimă. Deci această răzbunare a dus la această problemă. Mai este un blocaj care întreține această problemă a inimii. Putem să le facem comune. Deci, simplu fapt, această moștenire a fost atât de puternică încât i-a afectat inima lui. Și corpul lui este de acord. Subconștientul zice, asta am avut-o de rezolvat.
este de acord ca să le facem acea comunicare dintre inimă și creier și după aceea invers. Deci în cazul în care este inima față de celelalte organe, se pleacă de la inima către creier și după aceea creierul către inima. Dacă era vorba de orice alt organ din corp, se pleca de la creier către acel organ. Deci de jos în sus o să merg să refac această comunicare dintre inimă și creier. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință inimii tale. O aliniem, o resetăm, o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a transmite integral toate semnalele necesare bunei comunicări cu creierul. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință canalelor de comunicare dintre inimă și creier. Le aliniem, le resetăm, le reconectăm și le binecuvântăm cu puterea de a fi canale curate și perfecte de energie și lumină pentru ca inima ta să comunice cu creierul 100%. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimitem dragoste și conștiință creierului tău, îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a accepta, absorbi, integra și activa toate semnale emise de inimă, pentru ca creierul tău să susțină procesul de vindecare și bună funcționare permanentă a inimii. Amin. Și acum de la creier către inimă, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință creierului tău, îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a transmite integral toate semnalele necesare bunii comunicări cu inima. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimitem dragoste și conștiință canalelor de comunicare dintre creier și inimă. Le aliniem, le resetăm și le reconectăm și le binecuvântăm cu puterea de a fi canale curate și perfecte de energie și lumină pentru ca creierul tău să comunice cu inima 100%. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimitem dragoste și conștiință inimii tale. O aliniem, o resetăm, o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a accepta, absorbi, integra și activa toate semnalele emise de creier pentru ca inima ta să-și poată îndeplini corect și în timp util toate funcțiile știute și neștiute pentru care a fost făcută. Amin. Inima ta transmite către creier 100%, da? Creierul transmite către inima 100%, da. Putem reactiva inteligența? Încă nu putem să-i reactivăm inteligența, deci mai există ceva dezechilibre care afectează inteligența inimii. Acest dezechilibru e pe coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Timiditate, neacceptare, frică, gelozie, supărarea. La el supărarea încă întreține această problemă a inimii. O să scoatem de jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de supărare care ți afectează inima ta și inteligența acesteia și toate blocajele și distorsiunile generate de această supărare și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să reintegreze toată această energie de supărare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor, Dumnezeu, calm, liniștire, vindecare și împăcare pentru ca inima ta să se poată liniști, simți în siguranță, să se poată vindeca. Amin. Mai există un blocaj care îți afectează inteligența inimii, acest blocaj este coloana. Nu este în acest tabel. Este vorba de o infecție, da, infecție virală, o infecție bacteriană. Mai este cea care a afectat inimioara lui, inteligența inimii lui. Putem să o scoatem, da. La fel cu magnetul, putem să spunem chiar și la o bacterie să plece de acolo. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată infecția bacteriană care ți-a afectat inima ta și și inteligența acesteia. Și toate memoriile din inima ta legate de această infecție bacteriană și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să vedeze toată această infecție bacteriană și toate memoriile legate de această infecție și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Mai există un blocaj care îți afectează inteligența inimii tale? Da, acest blocaj. Coloana B. Rândul 1, rândul 2, rândul 3. Nesiguranță. Energie de nesiguranță. Da? Simți? Dar altfel, cu toate problemele astea de inimă, te simți așa în siguranță tot timpul? Ia medicamente. Ia medicamente, deci își aduce aminte în fiecare zi că trebuie să ia pastila de siguranță. Deci clar că subconștientul știe. Deci de 15 ani
se caută să te convingă că este în siguranță. Bine. În numele Mântuitorului nostru tot se eliminăm acum total, profund stăpintit, toată energia de nesiguranță și toate blocajele și distorsiunile generate de această nesiguranță și rugăm Îngerii Domnului să vină să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această energie de nesiguranță și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și siguranță oriunde te afla. Amin. Vreau și să scoatem această energie de nesiguranță, da. Mai există un blocaj care afectează inteligența inimii tale, da, acest blocaj, coloana, coloana B, coloana C, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5. Abuz de sine. Faceți un abuz. Da. Beți cumva? Alcool? Da. Da, din asta. Deci, pentru inimă, pentru inimă este un abuz. Acolo nu contează cât veți, dar afectează inima și la întrebarea abuzului. Că am întrebat, este abuz de muncă? Nu. Este un abuz de nesom? Nu. Mai rău este alcoolul decât la alcool s-a oprit. Deci, asta poate că ar trebui să mai reduceți. În numele Mântuitorului nostru Hristos, eliminăm acum total, profund de vintit, tot abuzul făcut de tine împotriva corpului tău și toate blocajele și distorsiunile generate de acest abuz și cerem iertare inimii tale pentru tot acest abuz făcut de tine împotriva corpului tău și în locul acestui abuz, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Am reușit să scoatem acest abuz? Da. Mai este un blocaj care afectează inteligența inimii tale? Deci nu mai este altceva. Putem să resetăm? Putem să resetăm inteligența inimii. Bun. De sus în jos. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință inimii tale. O aliniem, o resetăm, o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a se reseta, de a-și reseta 100% pentru că aceasta să reactiveze procesul de vindecare, regenerare și bună funcționare permanentă pentru ca inima ta să-și îndeplinească corect și în timp util toate funcțiile știute și neștiute pentru care a fost făcută. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimitem dragoste și conștiință inimii tale, o aliniem, o resetăm, o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a-și reseta inteligența pentru ca inima ta să-și îndeplinească corect și în timp util toate funcțiile știute și neștiute pentru care a fost făcută. Amin. Inteligența inimii tale mai este afectată? Nu. Este ok. Vârsta biologică este afectată și vârsta biologică. Deci, este și mai îmbătrânită de câți ani are. Câți ani ai tu? 62. Vârsta biologică a inimii este afectată. 66 de ani. Nu cu mult. Putem să resetăm? Da. Putem să resetăm și vârsta biologică. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință inimii tale, o aliniem, o resetăm, o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a-și reseta vârsta biologică pentru ca inima ta să activeze procesul de regenerare și bună funcționare permanentă pentru binele tău cel mai înalt. Amin. Vreau și să reactivăm. Da. Vreo 8 luni timp de procesare. Dar corpul tău a primit informația pentru... Și deci, ia să vedem, de ce are nevoie, dacă tot suntem la capitolul ăsta, să punem și energiile bune. Pentru recuperare, corpul tău are nevoie. Coloana A, coloana B, coloana C. Rândul 1, rândul 2, rândul 3. Răbdare. Cât saci să vă dăm de răbdare în seara asta? Haide, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință corpului tău, îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu răbdare, pentru ca tu să te poți vindeca total, profund și definitiv, în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Mai avem ceva? Coloana A, coloana B, rândul 1, 2, rândul 3. Stăpânire de sine. Da, o să întrebăm pe doamna? Zice că da. Doamna e de acord. În numele Mântuitorului nostru, să trimitem dragoste și conștiință corpului tău,
Îl aliniem, îl rezetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu stăpânire de sine, pentru ca tu să te poți vindeca și recupera în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Ne vede ceva? Colana, colana, pe colana. Ce? 1, 2, 1. Împăcare. E nevoie să puneți acolo și împăcare. În numele Mântuitorului nostru Iisus, toți tinite în dragoste și cunoștință corpului tău, îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu împăcare, pentru ca tu să te poți vindeca și recupera în timpul cel mai scurt cu putință. Amin. Mai este nevoie de ceva? Nu mai este nevoie de altceva. Bine, mulțumim frumos! Mă bucur să vă întrebați și trebuie să confirm că când s-a face este extraordinar. Eu am avut probleme cu șoldurile amândouă. Una este operată deja și a doua trebuia să operez în decembrie. Am din întâmplarea, adică nu întâmplarea, așa a fost de la Domnul să vă cunosc prin interviu. Cu domnul profesor. Domnul profesor pe YouTube și îl urmăresc de foarte mult timp și vă mulțumesc pentru tot. Și n-am mai putut să merg la operație pentru că am răcit. Cu toate că am avut grijă să... Și zic că ce-o fi de ce-o fi. Și am dat de dumneavoastră, după aceea am făcut cursurile în București, amândouă pe online. Și eu, știind kinesologie, am încercat eu, după curs, să-mi scot toate energiile și tot nu mergea, zic, ce doamne? Zic, o să vă caut, dar zic, sunteți așa aglomerată, nu îndrăzneam. Și până la urmă mă uit la un video de-al dumneavoastră și ați făcut pe un urmă și ați spus că osul nu este la loc. A spus asta și am zis, asta n-am făcut-o. În momentul ăla, eu n-am mai avut probleme cu șoldul. Din momentul ăla, n-am mai avut probleme, vă spun din suflet. Am jucat cu bătatul meu tenis după aceea, care eu de 10-12 ani n-am mai putut să mă ridic din pat. Mă gândeam cum să buc piciorul când mergeam undeva. Mă controlam ca să nu se vadă că merg greșit sau strâng. Mergeam cu câinele după 100 de metri, aveam probleme mari cu șoldul și numai prin cuvânt. Deci cu toate că am scos energiile și am lucrat pe șold, n-am făcut resetarea osului, da. Imediat mi s-a așa. Și după aceea am avut și probleme cu inima, că am avut o miocarditis și am fost la doctor, am făcut și a zis, dumneavoastră ați fost profi sportlă, jucat și cu febră și cu astea, o să o aveți toată viața. M-am dus acasă, 4 ore am lucrat pe inima mea. Vă spun, deci eu singură pe mine și după 4 ore am făcut resetare. Din ziua, din seara aia, n-am mai avut palpitații. Eu cum mă puneam în pat, aveam, zice, îmi iese inima din suflet, așa, din piept. Și vreau să vă mulțumesc din suflet, după pentru... Vreau să ne dau viață, iară, că mergeam orice știt unde mă punea, mă gândeam cum să fac, să nu... Na, și mântră, și... Nici sportivă, de performanță, totdeauna... Am mers dreaptă și mi-a plăcut să... Și de 12 ani, 13 ani, având probleme, încercam să nu arăt că... Dar prin dumneavoastră, nu știu cum să vă mulțumesc și... Vă rămân datoare toată viața, mă rugăciune să rămână. Îi mulțumesc lui domn profesor că dânsul a zis, Titiana, neapărat trebuie să faci seminar, să înveți oamenii să lucreze. Da. Am pus aceste videouri și o să mai punem mai multe videouri,
care să vă ajute. Și foarte multă lume mi-a spus, știți, am văzut pe videoul lui dumneavoastră, doar prin video, și am făcut și eu ca dumneavoastră, cum ați făcut la grup, și a trecut. Da. Chiar să... Deci da, avem aici mai întâlnire. Prin... Mi-a dispărut. Da, dacă mai este cineva din sală pe care am lucrat, nu, pe care am lucrat, să ridice în picioare, care poate să spună ceva, te rog. Sunt, deci mai multe persoane care deja am lucrat pe ele. A avut și eu o poveste cu mulți ani în urmă, deci am avut și o cancer și mai multe probleme. Am învățat foarte mult singură, am urmărit multe videouri și cum nu există întâmplare, a fost o supărare foarte profundă, deci emoțională, cu, după un... să zic așa, un mic conflict eventual emoțional cu fiica mea și în momentul ăla efectiv am fost disperată. Deci disperată. Mă gândeam, Doamne, ce să fac? Ce să găsesc? Trebuie să fac ceva. Și nu este întâmplare. Căutam ceva și deși știu atât de multe, am făcut o academie pentru detox, pentru fasting, terapie holistică, citesc foarte mult, de toate. Dar îmi lipsea ceva în aluatul ăsta și în acest aluat, deși știam teoretic foarte mult, este ceea ce face Titiana prin cuvânt. Dar nu e cuvântul, e frecvența, e tonalitatea, e dragostea și dăruirea cu care face. Și am avut un episod de tensiune când, deși aveam programarea mult mai târziu, în aprilie, eram disperată, eram singură și am ajuns aproape la 190 tensiune, dose, eram singură și mă gândeam, cad aici în apartament și nu mă găsește nimeni și i-am scris, dar foarte umilă, mă gândeam, e atât de ocupată, nici nu știu dacă citește sau când citește, dacă, dar mă simțeam foarte rău. Și am simțit, eu sunt convinsă că în momentul când tu, Diana, ai citit mesajul meu, eu am simțit asta, probabil ai făcut testul și m-ai simțit că mă merge rău. Și da, mi-ai scris imediat, te sun. Da, și... când, în cazul de urgență, mă sor dacă e urgență și trebuie să las totul și opresc. Și deci, fără problemă, care... m-a sunat, a fost un eveniment deosebit și după aceea mi-am revenit și atunci am... Și acum și eu ca și dumneavoastră... Da. Ok. Deci, efectiv... N-am cuvinte pentru că este un înger, este o creație, este o energie care vine din univers, da? Dânsa este un canal și îi mulțumesc pentru timpul și pentru tot ce face pentru noi. Mulțumesc foarte mult. Mai avem o spate acolo, față. Numele meu este Niculina, am 48 de ani. La mine situația este mai emoțională. Deci, am avut o perioadă în care am fost încercată de Dumnezeu. Am trecut printr-un divorț. Datorită situației cu apartamentul pe care prealabil l-am pierdut, eram și în șomaj. Am descoperit-o pe Titiana prin prietena mea cea mai bună. Este aici lângă mine și mulțumesc pe această cale. Am contactat-o pe Titiana. Sunt emoționată. Am lucrat. Atât de mult am crezut și în Titiana și în puterea lui Dumnezeu. S-au deblocat multe drumuri, că am avut foarte multe încercări. La nicio săptămână după ședință, mi-am găsit job. Spuneam că am fost 2 ani în șomaj după operație. După 2 săptămâni, la ceva timp după ce mi-am găsit job, foarte bun și sunt profund recunoscătoare, s-a rezolvat cu apartamentul. Mi-am găsit apartament pentru că eram foarte disperată. Unde locuisem era chiria aproape 1000 de euro, iar eu eram în șomaj. Și am mai avut o ședință în care am lucrat pe colon. Mergeam o dată pe săptămână pe afară, deci nu puteam să merg. Și s-a rezolvat și sunt profund recunoscătoare și mulțumesc cu toată inima. Și mulțumesc și domnului profesor pe care îl admir și îl iubesc, așa cum am spus și la seminarul din Dallas, îl iubesc cu toată inima și sunt fascinată. Mulțumesc. Mulțumesc cu toată inima. Sunt profund recunoscătoare. Niculina a zburat și la București. Dacă mai este cineva care vrea să vorbească, dintre cei care... Uite aici, Simona, în față.
Și o să mai avem un sfert de oră, o să trebuiască la 6 să ne oprim să facem. Sunt Simona, eu nu am așa probleme mari ca toată lumea asta care a vorbit aici, deja vin și rușine că am contactat-o pe doamna Tatiana, dar ne-am lucrat toată familia și soțul meu și fetița mea de 5 ani. Eu am avut o problemă cu zahărul, am avut un diabet de sarcină și se ducea zahărul, se ridica zahărul. Și nu găseam THC și tratament și toată și dieta și problema era la toată lumea la pancreas. Dar așa am contactat-o pe Titiana și am aflat că de fapt pancreasul nu avea nicio problemă, doar că ficatul meu era afectat și nu comunica cu creierul. Și din momentul în care am făcut prima ședință, eu n-am putut să beau cafea, cred că vreo 4 zile. Nu puteam să beau cafea. Din a doua zi am putut să beau cafea. Nu știu dacă e un efect așa. Dar fetița mea a avut o problemă cu inima, având o infecție sau o bacterie în sânge, i-a dereglat tot sistemul. Inima a luat razna și creierul și comunicarea inimii cu creierul era afectată și a creierului cu inima și trigliceridele erau mari și colesterolul mărit la un copil de 5 ani. Și Titiana a luat și a reglat acolo tot, că cea mică acum nu mai are probleme. Mulțumim frumos, Simona! Da. Acolo, în spate. Vă dau un microfon să puneți întrebarea. Stați așa, cu drag. Țineți așa. Da, mai aproape. Dacă într-adevăr este, da. Sau se poate, sau să fie un ajutor, de curând, având 65 de ani. Mulți înainte că se poate. Mulțumesc, de 3 ani am fost diagnosticată cu... cum se numește Hertzfeld? Este o gaură în inimă, ca să o traduc așa, da, foarte frumos, o gaură în inimă. În fine, printre multe analize pe care le-am făcut și așa mai departe, sunt programată pentru o operație pe care trebuie să o fac. Mergând pe medicina holistică puțin și uitându-mă și discutând cu cineva, mi-a zis că sunt din cauza paraziților aceste. Acum eu vă aud pe dumneavoastră spunând foarte mult de bacterii și nu mai știu cum, pe ce linie sau dacă într-adevăr vă este numele? Ileana. Ileana. Această parte se poate rezolva. Dar să știți că nu se poate rezolva energetic această gaură de acolo. Ea a fost determinată de paraziți, nu? De infecție bacteriană, nu? Este ceva moștenit care a dus la această așa mi-a și spus. Da, este ceva moștenit. Așa de la tata, două, trei. Trei generații în urmă. Aula. Da. Deci, pe linie paternă, cu trei generații în urmă, acolo a fost ceva, o energie care a dus la formarea acestei gaurici. Și cu terapia dumneavoastră am o șansă să... sau totuși trebuie să fac intervenția? La măsurătoare nu arată că ar fi strict necesară intervenția. Puteți să trăiți cu e așa, puteți să trăiți. Palpitații am foarte des, de aia se pare că se pot regla palpitațiile totuși. Cu terapia dumneavoastră. Da. Puteți să mă ajutați puțin? Haideți să vedem ce anume. Veniți cu microfonul aici, să vedem. Mai avem 13 minute, 12 minute. Să vedem ce anume. Care e energia moștenită care a dus la acest lucru? Cu drag. Energia moștenită care v-a afectat inima este coloana, coloana B, coloana C, rândul 1, 2, rândul 3. Timp comprimat, lăcomie, indiferență, echipare. O energie de furie a afectat inima moștenită de tata. Da, deci trei generații în urmă, cineva a fost foarte furios și acea furie s-a transmis. Am avut un caz, dacă o să vă uitați pe video, îl povestesc la un moment dat, de o doamnă din Louisiana
care avea dureri de spate foarte mari. An de zile a tot cumpărat patch-uri calde care să-și pună la spate pentru a putea funcționa. Și la un moment dat, ea, 60, cred că 64 de ani. Deci nu mai putea de durere, nu-i trecea cu nimic. A venit la mine din o altă prietenă. Du-te, du-te până la Titiana să-ți facă o terapie. Și sceptică, la un moment dat a ieșit terapia de energie de durere sufletească prenatală. Nu, preconcepție, înainte de concepție. Păi ce e, mă, înainte de concepție, ce prostie vorbește femeia aia? Era vorba de ovulul din care ea se formase. Deci, un bebeluș, fată, se naște cu ovulele formate. Cine este medic aici poate să ne confirme că bebelușul, fată, are, când la naștere, are ovulele formate. Ei, și spun, măi, mama ta, la vârsta de 8 ani, a trăit energia de durere sufletească, la care atunci a încremenit pur și simplu și știa că eu n-aveam de unde să știu ce se întâmplase. Și spune, știi, la 8 ani, mamei mele i-a murit fratele. Deci acea durere pe care a trăit-o în momentul în care i-a murit fratele, s-a impregnat în acel ovul din care, peste ani, s-a format, a afectat spatele. În momentul în care am curățat acea energie și am resetat-o, acel lucru a dispărut, acea durere a dispărut și a putut să joace continuare. Chiar a venit, este cred că primul spot care l-am făcut anul trecut, de la primul seminar, fiindcă a ținut să zboare din Louisiana, a venit de la Dallas și este doamna în oraș care povestește de durerea ei de spate și acum era perfect sănătoasă, nu mai avea nimica după niște ani de suferință și mii de dolari cheltuite pe acele patch-uri. Haideți să scoatem noi energia aia de furie care a dus la această găurice. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv, toată energia de furie care ți-a afectat inima ta și toate blocajele și distorsiunile generate de această furie moștenită și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să deteveze toată această furie moștenită și toate efectele ei asupra inimii tale și în locul acestei, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, știre și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință, pentru ca inima ta să se liniștească, să se simtă în siguranță și să acceseze procesul de regenerare și bună funcționare pentru binele tău cel mai înalt. Amin. Mai este un blocaj care a determinat apariția acestei găurici? Mai este un blocaj care se întrețină? Da, deci furia a determinat apariția acelei găuri în inimă. Și motivul care întreține această găurice acolo este pe coloana, coloana, pe coloana C. Rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Apare o energie de ștrangulare acolo. Deci probabil un țesut, un ceva este încă ștrangulat. Putem să o scoatem? Putem să o scoatem. E vorba de un vas de sânge care e ștrangulat acolo. Ok. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum, total, profund, definitiv, toată energia de ștrangulare care întreține această găurice în inima ta și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta. Și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să deteveze toată această energie de ștrangulare și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calme, știre și vindecare în timpul cel mai scurt cu putință, după mare mina ta, Doamne. Hai să dăm o resetare la inimioară. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimite în dragoste și conștiință inimii tale. O aliniem, o resetăm, o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a reactiva procesul de regenerare, vindecare și bună funcționare permanentă. Pentru ca inima ta să
aibă puterea de a închide acea găurice pentru a funcționa corect și în parametri normali pentru binele tău cel mai înalt. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimite în dragoste și conștiință tuturor părților fizice deconectate care au întreținut această găurice. Și le aliniem, le resetăm, le reconectăm și le binecuvântăm cu puterea de a se reconecta, pentru că aceste părți să comunice cu ușurință și bucurie, să susțină procesul tău de refacere, vindecare și bună funcționare a inimii tale pentru binele tău cel mai înalt. Amin. Inima ta zice că e fericită. Sunt destul de deosebită, numai prezența dumneavoastră lângă mine am simțit-o. Mulțumesc, dar... Se poate să mi se întâmple la bateria. Până asta, pentru că sunt mulți medici aici și vizează că își pun întrebările acelea care vizează relația cauză-efect. Ei, sper că am auzit. Lumea ei a rezolvat problema de ordine psihologic. Numai dacă se rezolvă asistiană politică, dacă se rezolvă această comunicare, este o chestiune anatomică și trebuie urmărită. Eu personal, ăsta e rolul meu aici. Rolul meu este să văd dacă găsim explicații pentru toate aceste vindecări, în ce limită, până când, cât durează toată povestea asta. Este un început pe care noi nu-l cunoaștem. Dar mi se pare că este un lucru extraordinar să vii de la distanțe incomensurabile și să obții un efect. Medicina până acum n-a cunoscut lucrurile astea. Dar avem experiențe de genul ăsta. De pildă, se ia o mostră de ADN-ul, răspunce la distanțe de mii de kilometri și asupra insulei respective se supus unor emoții. Dacă emoțiile sunt pozitive, ADN-ul lui, a zis doamna, conștient sau inconștient, că spirala ADN-ului se destinde, adică permite circulația informației. Dacă din potrivă... emoțiile sunt negative, vorbesc așa. Dacă emoțiile sunt negative, atunci ADN-ul se strânge. Și asta s-a demonstrat cu distanțe de mii de kilometri. Mai este un efect care se obține perfect la nivel de deget. Creșterea volumului de sânge prin anumite incitații de la distanță. Și se măsoară lucrurile astea. Astea sunt lucruri obiective. Dar dacă noi am putea să corectăm efecte anatomice cu mare doamna, asta e o chestiune de văzut în viitor. Eu sunt medic și nu mă arunc la explicații așa mirobolante și să spun gata, toate lucrurile se rezolvă în această manieră, pentru că am greșit grav. Unde e greșeala? Ca anumiți oameni să creadă că s-au vindecat și să nu-și caute prin medicina clasică soluția aceea reală a medicinii. Pentru că noi nu putem, și doamna a spus foarte frumos, nu putem să ignorăm că este nevoie să ai și un aviz medical ca aceste lucruri să le vezi, să vezi să urmărești rezultatele lor. Atât tot ce pot eu spune, toată onestitatea, este că deocamdată multe efecte nu le putem explica, trebuie unul în timp și abia după atunci să vorbim de lucrurile cât, de unde și până unde. Dar că dumneaei obține un efect de ordin psihoterapeutic este indubitabil. Iată doamna cu acest defect la nivel de corp. Pleacă fericită. Cât, până unde, rămâne cu această fericire, asta trebuie să fie obligatoriu găsită o soluție, în primul rând, și verificată medical. Categoric. Adică nu poți să vinzi iluzii. E extraordinar de important într-o boală să ajungi la un nivel afectiv care să-ți fie favorabil bolii. Am spus-o că în momentul în care tu ai o boală și ești supărat de nu știu ce, chimia aia nu-ți permite, nu te lasă să te vindeci. Este foarte important ce face doamna acum. Dar trebuie lucrurile astea să le vedem și în timp. Eu cred că, așa a zis bine, e mai degrabă medicina sufletului. Sperăm că asta să fie un lucru de bun augur și timpul ne va spune. Înainte de a spune două propoziții finale,
ceva și din direcția teologiei practice, ministrul nostru de finanțe, amintit de câteva ori inima și dureasă și domnul profesor și mi-a venit în minte o realitate a unui medic cardiolog care se spovedește, se împărtășește, care atunci când face anamneza unui pacient, înainte de a începe tratamentul lui ca medic de inimă, spune, dragă, mai întâi du-te și ia-ți pietrele de pe inimă, printr-o spovedanie profundă, și apoi vino la mine să te tratez. Așa că, începând de la Raluca Gabriela, la Ileana, la Elena, Liliana, cine a mai fost? Simona, Ligia, fratele Gheorghe, mă bucur că a venit totuși un bărbat. Ei și-au luat pietrele de pe inimă. Vedeți că medical nu există pietre la inimă, numai la rinii și pe înaltă parte, dar la inimă e metaforic, așa că mă bucur tare mult de această prezență și de armonia aceasta care trebuie să fie tratată și domnul profesor accentuat, nu mai există armonie, echilibru în această complexitate numită om, coroana creațiunii, chipul lui Dumnezeu, microcosmosul, numea Sfântul Grigore de Nisa, acum 1700 de ani. În om este reflectat cosmosul, această podoabă, această lumină, din greacă, cosmos înseamnă armonie, frumusețe, așa că să ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem în armonie și am repetat, doar este un început, să vedem cum va fi în sala cu 500, dar am promis și încercăm să mergem în direcția aceasta. Sunt și autografe, mai sunt și cărți? Da, să punem masa aici. Sigur, și autografe. Aducem al...